Numele meu este Alina Ardeleanu, sunt membru fondator al publicației Financial Intelligence. Bine ați venit la o dezbatere despre prețul gazelor naturale și restructurarea sectorului. Cred că această dezbatere este binevenită având în vedere evoluțiile prețurilor din ultima perioadă și vă încurajez să participați activ cu intervenții și eventual întrebări pentru invitații noștri de astăzi. În debutul acestei mese rotunde, formatul va fi de masă rotundă, chiar dacă aranjamentul nu este de așa natură. O să o rog pe colega mea, Anca Iovan, să citească un mesaj din partea domnului ministru Nicolae Bădălău. Încă. Bună ziua și bine ați venit într-un număr atât de mare la evenimentul nostru. Mesajul ministrului economiei Nicolae Bădălău cu prilejul mesei rotunde cu tema evoluția prețului gazelor naturale prin restructurarea sectorului gazelor naturale. Doamnelor și domnilor, sectorul gazelor naturale este deosebit de important pentru România, iar subiectul prețului la gaze este cea mai importantă temă de discuție, pentru că afectează atât producția industrială, cât și pe cetățeanul obișnuit. De aceea, vreau să felicit în mod special publicația Financial Intelligence pentru că a organizat această masă rotundă, care vine într-un moment potrivit, cu o temă foarte actuală și importantă. Cred cu tărie că pe măsură ce vom avea mai multe asemenea dezbateri, vom reuși să avem o hartă clară a drumului pe care trebuie să mergem și o evidență clară a măsurilor pe care trebuie să le luăm. România are un potențial gazier uriaș, ceea ce ne obligă pe noi, decidenții politico-administrativi ce vremelnic ocupăm funcții în statul român, să adoptăm politici responsabile care să permită transformarea în realitate al acestui potențial. Ministerul Economiei prin Transgaz, operatorul național pentru transportarea gazelor naturale, este interesat în dezvoltarea sistemului național de transport, astfel încât pe lângă marile proiecte strategice, precum RUA sau conductele care preiau gazele din exploatările offshore, să putem să ne asigurăm că fiecare comunitate locală va avea într-un timp decent acces la rețeaua de gaze. Este o minimă condiție de civilizație pe care avem obligația să o oferim cetățenilor români. Transgaz, compania aflată în portofoliul Ministerului Economiei, derulează aceste proiecte de investiții și se află în grafic cu fiecare dintre acestea. Odată cu începerea lucrărilor de exploatare a perimetrelor offshore, piața românească va beneficia de aceste rezerve importante de gaze naturale. Este important pentru România ca aceste gaze să intre în circuitul economic, creând astfel plus valoare economică, creștere și locuri de muncă în diferite industrii. Documentul Reducerea prețului gazelor naturale prin restructurarea sectorului gazelor, care face obiectul mesei rotunde de astăzi, este un foarte bun punct de plecare în discuția pe care trebuie să o avem în România, atât în ministere, cât și în companiile de profil, în Parlament și în societate. Doresc succes acestei mese rotunde, îi salut pe participanți și îi asigur de stima pe care le-o port și chiar dacă programul nu mi-a permis să ajung la această întâlnire, îmi doresc să mă priviți drept un partener și un aliat de nădejde atunci când vine vorba despre sectorul gazelor naturale. Vă mulțumesc! Îi mulțumim domnului ministru pentru mesajul transmis. Nu știu, cred că știți, România a fost pusă aseară pe lista piețelor emergente de la statutul de piață frontieră și avem de către FTSE Russell și avem trei companii, printre care producătorul național de gaze RomGaz, care vor fi incluse în indicele FTSE de anul viitor și va beneficia de un interes mai mare din partea investitorilor străini. Și cred că asta e o veste bună, inclusiv pentru piața noastră de capital și pentru economia noastră, dar noi vom discuta astăzi mai mult pe prețuri și pe restructurarea sectorului, astfel încât să avem ce să le oferim investitorilor străini care vor veni în număr mare de anul viitor pe aceste companii. Îi dau cuvântul domnului Dumitru Chiseliță, care va modera dezbaterea de astăzi. Da, mulțumesc mult. Eu doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că ați dat curs acestei invitații pe care am lansat-o. Să avem o masă rotundă și chiar dacă, mă rog, spațiul și specificul nu răspunde la ceea ce ar însemna o masă rotundă, sper că această clădire micuță și intimitatea care o conferă să ne permită să discutăm liber și să putem să abordăm într-un mod real,
dar constructiv problemele legate de sectorul gaze naturale. Materialul pe care îl veți găsi, restructurarea sectorului gaze naturale din România, este un material pe care Asociația Energia Inteligentă îl adresează sectorului gaze naturale și decidenților. Elementele nu sunt neapărat noi, așa cum problemele din sectorul gazelor naturale nu sunt neapărat noi. Sunt de ani sau aș spune chiar zeci de ani. Dar am încercat să ne legăm de cel mai sensibil element din piața de gaze naturale care există, și anume prețul, și să concluzionăm sau să arătăm că dacă vrem o evoluție bună, o evoluție favorabilă, o evoluție corectă a prețului, nu o să o avem până nu o să ne apucăm de o restructurare concretă. Și în completarea acestui material, azi noapte la 3 pe site-ul Asociației Energia Inteligentă, am publicat un material foarte scurt prin care demonstrăm economic pe o stradă dintr-un oraș din România ce se întâmplă în concret, să înțelegeți de fapt de unde vin o parte din costurile extraordinare cu care se confruntă sectorul românesc și de unde aceste prețuri mari ale gazelor naturale. Mă voi opri aici. Am împărțit evenimentul în două părți, o parte cât se poate de scurtă, și o să-i rog pe colegii care se află la pupitru alături de mine să mă ajute în acest sens, de a transmite un mesaj din partea instituțiilor, societăților pe care le reprezintă, urmând ca împreună cu doamna Aura Săbăduș să avem o prezentare, o analiză a situației din România și țările de jur împrejurul României din perspectiva prețurilor, și ulterior să discutăm diversele situații generale sau particulare, pentru că știu că unii dintre dumneavoastră reprezentanți anumite asociații sau societăți comerciale și sunt convins că vă confruntați cu probleme concrete care cred că trebuie sesizate, ridicate, discutate și pe cât posibil lămurite și rezolvate. Voi începe cu domnul Claudiu Dumbrăveanu, director general al Direcției Generale Piață de Energie și Prețuri din cadrul ANRE, pe care îl rog să transmită mesajul domniei sale și al instituției pe care o reprezintă. Vă rog. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc și din partea domnului președinte Dumitru Chiriță, pe care am onoarea să-l reprezint la această importantă conferință. Așa cum știți, noi, practic, ANRE-ul, suntem elaboratorul legislației secundare în domeniul gazelor naturale și întotdeauna am fost, indiferent de problematică, am fost prezenți în mijlocul evenimentelor și având în vedere nenumăratele schimbări legislative din legislația primară din ultimii ani, evident, noi am avut un rol dificil, dar important, în emiterea legislației secundare care să transpună într-un mod coerent legislația primară. Și când îmi va veni rândul, voi încerca să vorbesc mai concret exact despre această problemă de viitor. Cât aici mă opresc și doresc ca această conferință să-și atingă scopul și, într-adevăr, să găsească măcar, dacă nu mai multe, măcar o idee valoroasă care să ducă nu neapărat la un preț mic, pentru că părerea mea este că greșit vorbim de prețuri mici sau prețuri mari, ci de prețuri corecte care să fie stabilite în condiții concurențiale și în condiții de dezvoltare sănătoasă a unei infrastructuri și a unui cadru de tranzacționare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului Claudiu Dumbrăveanu. O să rog pe doamna Anca Dragu, director general adjunct în cadrul E.ON România, de asemenea să ne expună punctul său de vedere al companiei pe care o reprezintă, și îi dau cuvântul în acest sens. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această dezbatere. Cred că dialogul reprezintă calea prin care ne putem pune cu toții la masă, atât reprezentanții mediului privat, cât și cei statului, societate civilă, consumatori, să înțelegem pe fiecare ce-l doare și să găsim soluții. Piața gazelor a suferit ceva în ultimul timp.
Vorbim de 9 luni, de efectele pe care le-a produs legislația acestor 114 în emis în decembrie 2018. Cam nimeni nu e fericit cu această legislație. Primul motiv de nemulțumire este lipsa de predictibilitate. Ceea ce trebuie să înțelegem, că lipsa de predictibilitate legislativă afectează pe toți, de la producători, investitori, furnizori, distribuitori, consumatori. Cum spunea domnul Dumbrăveanu, domnule, prețurile trebuie să fie corecte. Deci nu mari și predictibile, aș adăuga. Și atunci fiecare își face un plan de investiții conform regulilor jocului. Instabilitatea acestor reguli ale jocului este dăunătoare mediului economic. Cu toții ne dorim un sector energetic și un sector al gazelor naturale competitiv, care să asigure o creștere economică stabilă, sănătoasă, frumoasă a țării. Cu toții ne dorim, fie că suntem consumatori, fie că suntem firme private, să avem un nivel de trai mai bun, să putem să facem investiții, să putem să ne permitem trecerea la acest next level în domeniul energiei. Pentru aceasta, cum spuneam, avem nevoie de predictibilitate. Dar, concret despre piața gazelor, cred că acest proces de redeschidere a pieței gazelor este unul absolut necesar, de liberalizarea pieței, și aici aș spune pe scurt trei elemente care ar trebui să fie în atenția tuturor. Și m-aș referi la existența unei piețe, care înseamnă tranzacții, lichiditate, piața în gro. Participanți la piață de ambele părți. Al doilea element important ar fi consumatorul. Și aici mă refer la legislația privind consumatorul vulnerabil. În România nu există această protejare a vulnerabilului, ci subvenționarea se face pentru toată lumea la fel. Astfel încât cei mai bogați beneficiază de cele mai multe subvenții. Și mă refer, desigur, la consumatorul casnic. Și ar fi apoi elemente de interconectare și producție internă. Iar lipsa de predictibilitate nu permite investiții în acest domeniu prin care să creștem producția internă, să continuăm programul Marea Neagră, să avem o interconectare prin care să ne permitem fluxuri mai importante pe exterior. Da, m-aș opri aici și să continuăm cu alte discuții în timpul dezbaterii. Mulțumesc mult, doamnei Dragu. Deși aș fi vrut să intervin de câteva ori, mă rog, fără să o întrerup, bineînțeles, o să mă abțin și eu și o să păstrez întrebările general, așa, adresate pentru partea de discuții generale, și o să rog acum pe domnul Frank Nils, membru al directoratului MV Petrom și președinte al Federației Patronale Petrol și Gaze, să ne transmită câteva cuvinte din partea unei asociații foarte prezente de ceva timp în viața sectorului gazelor naturale. Bună dimineața! I'm sorry, I will continue in English. I hope it's okay for everybody. If not, Catherine can also explain later if you have questions. First of all, thank you for the invitation. I think it's a topic which is important for Romania and for the consumers, so thank you for financial intelligence to organize this debate. So the FPPG is a federation where we are a producer, but also Transgaz is also a member, and Siemens, so it's large industry members and are part of the FPPG. What I would like to say first, maybe I'm talking about the gas, and I think to complete what I just have been said before, gas price should be based on the supply and demand. So as any other market, it should be based on supply and demand. The issue we have at the moment in Romania is how you want to incentivize producer to invest in Romania when you have the highest tax regime in Europe and a cap on the gas price and a tax on turnover. I mean, with these conditions, it's very hard to give incentive for people to invest in Romania instead of another country. So I think that's the first message.
give incentive to invest in the production of gas, and you will have a decrease of gas price because we have more supply on the market, as long as the demand is stable. So that's the first message, and that's an important message. And why it's important? Because Romania is sitting on reserve, huge reserve in the Black Sea. So we have discovered reserve in the Black Sea. It needs to come to the market, and I think needs to have this investment, needs to be done to bring this gas on the market. But we need precondition for that, which has been highlighted by the title holders of the concession, is we need a fiscal stability, we need a fiscal terms where are give incentive to invest, we need a liberalized market, we need a market which is functioning, and we need to define the vulnerable customers, because it's true that we need to make sure we protect the customers who are can face are vulnerable versus fuel poverty. So that's something the main message is I would like to start with is give incentive for the supply to increase the productions, and that will help Romania, give a huge opportunity for Romania to increase the revenue of tax and revenue of turnover. There's a study from Deloitte who explained that the Black Sea has a potential of $70 billion revenue for the economy of Romania. So I think that's the first message I would like to highlight. Thank you very much, Mr. Neil. Mulțumesc mult pentru acest mesaj. O să îi dau cuvântul acum domnului Filip Cârlea, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române. Mă bucur că la această dezbatere și mediul academic este prezent. Mă bucur că Institutul Național de Cercetări Economice, în cadrul căruia am avut și eu ocazia să lucrez timp de 2 ani pe proiecte la un moment dat, este prezent și consider că o implicare mai acerbă în viața publică în general nu poate să facă decât mult bine. Domnul Cârlea, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că într-un cerc relativ restrâns, să spunem așa, față de alte săli de și din prejur, sunt oameni cu mare experiență, cu un trecut glorios pe domeniul energetic în general, al gazelor în special, ex-miniștri, președinții ANRE, salutăm domnul președinte. Cred că va fi o dezbatere extrem de interesantă. Mă bucur și pentru faptul că, hai să zic, în sfârșit și Academia sau reprezentanții Academiei, Institutelor de Cercetări ale Academiei, suntem invitați pentru că, cinstit, și am să vă dau câteva exemple, deși lucrăm sau se lucrează din plin, studiile, lucrările care rezultă, din păcate, rămân undeva izolate. Am făcut un experiment acum vreo 2 ani, Academia, în general, Institutul Național de Cercetări Economice, și am depus cu titlu gratuit la Parlamentul României, mai exact la Camera Deputaților, vreo 14.000 de studii din toate domeniile, de la creșterea sturionilor, că și acolo e o instituție mare, importanță mondială, zice, până la demografie și altele, pus la dispoziție, făcut și ceva publicitate și am întrebat după un an de zile dacă, după ce în plenul Parlamentului am expus această situație, s-a oprit cineva. După un an de zile, două persoane intraseră, în anul al doilea nimeni n-a intrat, măcar să caute acolo pe un domeniu care era de interes. Și repet, sunt studii de mare interes, nu am de ce să le iau apărarea. Eram într-o dimineață, am greșit o sală unde era un seminar pe zona demografie și mi-a fost rușine să mai ies că ne cunoșteam și eram cu agenda sub braț, era pe probleme de demografie, spuneam. Mi-am luat notițe până la urmă, pentru că reprezentantul cercetătorilor cu studiul respectiv spune așa, spune într-o frază, zice, dacă nu ne aplicăm asupra unor măsuri care să ducă la creșterea demografiei, în 2040 spre 2050, populația României va fi mai mică decât, cu cifre, cu date, cu grafice, va fi mai mică decât a Ungariei, iar dacă acum trecem la măsuri, peste 3 generații vom avea primele rezultate. Mi s-a părut extrem de interesant. Bun. Revin. Mă bucur, deci spuneam, pentru că Academia, probabil că unii dintre dumneavoastră sigur știți, a elaborat acum câțiva ani, începând din 2015 până la sfârșitul 2017, o strategie de dezvoltare a României,
până în 2030 cu direcții de dezvoltare până în 2040. E o lucrare gigant, sigur că da, peste 1000 de pagini, are 14 module de cercetare pe acest, în acest sens, de domeniul energie cu tot ce înseamnă aici, inclusiv gaze naturale, am fost responsabil. Lucrarea, spuneam, are vreo 3 volume. Ne-am dat seama că e mult prea mult. Am făcut un volum sinteză care are vreo 250-300 de pagini și acela a fost prea mare. Am mai făcut încă un volum sinteză la sinteză de aproximativ 60 de pagini, dacă nu greșesc, și am pus-o la dispoziția tuturor. Repet, are și Banca Națională un capitol, inclusiv cerințe, condiții, restricții de accedere la moneda europeană cu o cercetare extrem de importantă și altele asemenea, inclusiv pe gazele naturale. Și ca să mai îndulcesc puțin starea, ne-am prezentat în frunte cu președintele Academiei responsabili de module de lucrare la președintele României, am expus ce vrem să facem, aveam un plan foarte bine pus la punct, ne-a felicitat. Și în sfârșit rămânea să ducem lucrarea la momentul în care ies primele volume. De asemenea, a avut ideea să o prezinte și primului ministru de atunci al României, nu-l mai dau numele, că sunt mulți prea mulți ca să mai ține minte și asta. Președintele a avut inspirația, președintele Academiei, să spună, știți, cercetătorii noștri lucrează la această lucrare, care va dura 2 ani jumate, 3 ani, aproape 3 ani a durat, gratis, adică iau treaba lor, dar ne-am gândit să dăm o mână de ajutor. Înțelegând prin aceasta ceea ce aș înțeles primul ministru la vremea și a spus, ce 1 milion de lei voi găsi eu acolo la dispoziția primului ministru să vă plătesc. Ne-am dus cu lucrarea sub braț, gata, făcută, legată, frumos, ca pentru primul ministru normal, tot așa cu președintele Academiei și cu responsabil, și a zice, ai, lasă, ați fost la președintele țării să vă plătească el, nu vă mai dau nimic pentru asta. Cam aceasta a fost replica la această strategie pe care n-a desfăcut-o mai nimeni, deși noi avem pretenția că, având în vedere numele care, inclusiv pe partea de energie, au participat la elaborarea acestei lucrări cu consultanță, dacă vreți, sau exprimări de atitudine, de poziții chiar din zona europeană, oameni pe care îi cunoaștem din țările Uniunii Europene, avem relații de colaborare cu toate academiile. Deci am zice că e o lucrare care merita să fie luată în atenție. Sigur, nici asta nu s-a putut, dar, mă rog, lucrarea este acolo unde este și, sigur că da, considerăm că ne-am făcut datoria. Pe de altă parte, așa cum știm, gazele naturale, de fapt, ăsta era, să zic așa, îmi propusesem hub, România, hub energetic sau hub pentru gazele naturale, pentru că lucrarea pe care am pregătit-o și o las la dispoziția dumneavoastră, se află pe stick aici și o puteți primi dacă considerați că e de interes. Având în vedere ceea ce se menționa mai devreme, gazele din Marea Neagră, având în vedere proiectul BRUA, E-String, care se creionează și acesta și sigur că da, cu entitățile care din fericire sunt bine așezate, respectiv RomGaz și TransGaz. Citeam că în dimineața asta am citit eu că RomGaz a luat un număr reprezentativ de acțiuni la o companie din Grecia, o valoare foarte mare, 120 de milioane, echivalent 120 de milioane de euro, dacă am reținut bine, și e o, să zic așa, o recunoaștere, dacă putem să spunem așa, a potențialului pe care l-au aceste companii. Dacă este și mai este timp, voi putea prezenta și punctul de vedere din lucrarea pe care am pregătit-o. Dacă nu, cum vă spuneam, cu titlu gratuit, negociem după aceea, poate veni fiecare. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Cârlea, pentru intervenția noastră. Sunt convins că pe parcursul dezbaterii, multe din elementele pe care dumneavoastră le-a studiat în profunzime pot să vină ca și răspuns la problemele concrete care sunt în sectorul gazelor naturale. O să trec acum la doamna Sania Melnicenko, președinte Europeca. Îi mulțumesc mult pentru că este alături de noi astăzi aici și îi dau cuvânt. Când vorbim despre gazul natural, trebuie să nu uităm că este un produs, în primul rând. Da, este un produs de importanță socială, economică și strategică, dar este un produs. Prin urmare, da, importanța sa socială a fost adresată și discutată în nenumărate rânduri.
ceea ce ne lipsește cu desăvârșire protecție unui consumator vulnerabil, pentru că este un produs care nu ar trebui în secolul 21, reprezintă un lux pentru cei care nu își permite. Însă, fiind un produs, trebuie să fim foarte atenți dacă este un produs, are prețul de producere. Prețul de producție are componente investițiilor care sunt necesare pentru a fi scos de sub pământ. Are un component de return of investment pentru a continua producție și a menține la un nivel suficient. Însă ce se întâmplă în perioada, ultima perioadă, în ultimii 5-6 ani, în domeniul de gaze naturale și în domeniul petrolier în general, acest domeniu este caracterizat de câteva componente deloc pozitive, anume impozitare excesivă, reglementare extrem de volatilă și extrem de imprevizibilă, sancționarea tot mai severă către provocatori și lipsa măsurilor de stimulare producției. Lipsa aceasta cu desăvârșire. Și toate aceste măsuri se aplică în situații unui declin natural de producție și lipsa măsurilor de stimulare. Pe colac peste buvăză, cum se spune în românește, mai apar și ordonanțe. Și sunt situații în care nu-mi place să am dreptate. Și uite, astea situații în care nu-mi place să am dreptate, când am prezentat publicului larg concluziile studiului despre efectele negative a ordonanței 114, s-au devenit toate. Consumatorii casnici n-au simțit efecte pozitive, bugetul a simțit descreșterea la impozitul încasat din gaze naturale, investițiile au fost puternic descurajate. Prin urmare, trebuie să vorbim foarte atent ce facem mai departe. Și pentru asta vă felicit pentru această inițiativă, să ne puneți împreună, să dezbatem care sunt măsurile de acum încolo, care sunt acele măsuri de stimulare investițiilor pe care în sfârșit le putem discuta și le putem pune pe masă. Și din ceea ce am văzut în studiul dumneavoastră și vă felicit, deja sunt niște concluzii valoroase care au fost iterate de mai multe ori de către producători despre necesitatea dezvoltării investițiilor și eliminarea barierelor investiționale în sectorul gazelor naturale. Și sper că o să le putem dezbate pe larg un pic mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamnei Sania Melincenco, pentru intervenția avută. O să rog colegii să vă prezinte o mică intervenție, de data aceasta video. Domnul Petre Stroie, de la MOL Energy Trading Romania, datorită căruia, de fapt, am început discuțiile pentru organizarea acestei conferințe, a fost primul care ne-a întins o mână înspre a susține realizarea acestei conferințe. Rog colegii să lanseze în eter poziția dânsului, mesajul dânsului. Bună ziua și bine v-am găsit pe această cale, puțin neobișnuită, dar se mai întâmplă un subiect generos, actual și totodată implicat în activitatea de simplitate naturale, în special în zona de furnizare, către clienții finali. Prețurile totdeauna au fost subiect de analiză, interpretare, atât când au crescut, cât și în perioada în care prețurile au scăzut. Într-adevăr, mai rar și precedate de anumite intervenții în piață. Totuși, adoptarea ordonanței 114 a dus fără pedeapsă la dispariția unor cantități importante de pe piața liberă, ele fiind reorientate către piața consumatorilor captivi. Rămâne de văzut și de analizat cât de mici au ajuns prețurile la consumatorii captivi ca urmare a ordonanței. Însă, pe piața competitivă, cantitățile diminuându-se, prețurile evident că au crescut. Deci și nevoia unor importuri masive care
lor au avut prețuri, să spunem, competitive față de piața internă. Această situație care se încearcă a fi corectată prin anularea ordonanței, deși și aici nu este o discuție, având în vedere că adoptare față piața a fost împotrivă, pe când acum se încearcă anularea, numai o parte a piesii dorește anularea. Prețurile, după părerea mea, pe piața gazelor naturale, va avea o tendință naturală de așezare, mai ales în perspectiva noilor rezerve din Marea Neagră. Până atunci, probabil că vom registra o serie de creștere, asta și în funcție de consum, care aparent nu vor avea explicație, dar uitându-ne mai adânc în zona actorilor de pe piață, probabil că vom găsi explicații. Eu vă mulțumesc și sper totuși că dezbaterile de genul acesta vor continua și mai ales ca urmare dezbaterilor totuși cei care contribuie la gestionarea vieții vor avea un cuvânt de spus. Vă zic frumos în continuare. Mulțumesc! Mulțumim domnului Petre Stroie pentru mesajul transmis. Cu această intervenție o să doresc să intrăm în dezbaterea propriu-zisă, în acea idee de a schimba concluzii, recurgând la lansarea doamnei Aura Săbăduș, expert prețuri gaze ICIS Londra. Cu această ocazie o să rog colegele să pună și prezentarea pe care dânsa a pregătit-o. Și de aici încolo rugămintea mea să spargem cadrul formal și să intrăm într-o dezbatere propriu-zisă. Bună ziua, mă numesc Aura Săbăduș, sunt jurnalist senior specialist în piețele de gaze din România, Ucraina și Turcia. Lucrez pentru o agenție de presă de la Londra, o agenție de profil și urmăresc România de câțiva ani buni, toate etapele de dezvoltare din piața de gaze. Acum voi face o prezentare foarte scurtă, pentru că intenția practic este să discutăm, să avem un dialog despre ce însemnează o piață adevărată de gaze, însă vreau să trec în revistă puțin evoluția prețurilor în România de la momentul OUG 114 până acum, factorii de risc pentru iarna 2019-2020, care cu siguranță vă interesează pe toți, și la ce să ne așteptăm propriu-zis pentru lunile următoare. Aceasta este un mic word cloud care ilustrează exact ceea ce ne ocupăm noi la agenția noastră de presă. Deci vedeți, gazul este exact în mijloc. Așa cum am spus, trei puncte de discuție, evoluția prețurilor în România și Uniunea Europeană 2018-2019, iarna 2019-2020 și factori de risc pentru România și regiunea. Aici aveți un grafic care arată evoluția prețurilor din România. Linia albastră reprezintă prețul estimat de noi. Este un preț pe care deocamdată nu îl publicăm. Am testat piața de gaze românească, deja o testăm de mai bine de un an. Și după cum vedeți, până în decembrie 2018, piața de gaze din România era mult mai ieftină decât piețele din Europa. Am inclus aici două piețe importante, și anume piața olandeză, care este piața benchmark pentru Europa, și piața cea mai apropiată geografic, Austria. După momentul decembrie 2018, vedem cum au început să crească prețurile în România, iar celelalte din Europa, bineînțeles, au scăzut vertiginos, în așa fel încât în această vară premiumul României față de țările europene, de hub-urile europene, era în jur de 9 euro pe megawatt oră.
chiar și prețul reglementat, deci un preț populist care se dorea foarte ieftin, este mai mare decât prețul hub-urilor din piețele descentralizate din Europa. Deci vedeți că... Deci, au rămas scuze dacă se doresc intervenții, tocmai pentru că am spus că am dat drumul la dezbatere și având graficele în față, astfel încât putem să discutăm pe grafice, vă rugăm interveniți și întrerupeți-o pe Aura. Aura, o să vă scuze, dar important este dezbaterea și important este să înțelegem anumite lucruri și, bineînțeles, să încercăm să le rezolvăm. Da. Absolut. Dacă există întrebări sau comentarii, vă invit să mi le adresați sau să le adresați audienței. Așa cum am spus, deci și prețul reglementat, un preț populist, este mult mai mare decât prețurile din Europa. De ce avem această situație? În primul rând, dumneavoastră știți mai bine decât mine care a fost efectul acestei ordonanțe, dar pe de altă parte, în Europa a avut loc o explozie de importuri de gaze lichefiate. Dacă acest guvern ar fi avut o citire cât de cât superficială a evoluției pieței globale de gaze, ar fi înțeles că în acest an ar fi ajuns în Europa o multitudine de gaze lichefiate. Însă, probabil, bariere de limbă engleză, nu știu, i-au împiedicat să înțeleagă evoluția internațională a piețelor de gaze. Vedeți cum au ajuns în Europa piețele lichefiate, au început să erodeze partea rusească a gazelor și, bineînțeles, să capteze o bună parte din piețele europene. La ce să ne așteptăm? 2019-2020, această tendință continuă. Iată, proiectele pe care le așteptăm în următoarele două trimestre. Vedeți un proiect din Rusia, Malaezia și, în principal, proiectele americane care urmează să fie date în folosință în următoarele luni. Deci, tendința prețurilor va fi în continuare în scădere în toată Europa. Și datorită interconectivității excepționale din vestul Europei către centrul Europei, aceste gaze care ajung în terminalele europene vor pătrunde până în inima Europei, chiar și în țările care nu au acces la terminalele de gaze. Am văzut foarte recent exemplul Bulgariei, care a început să importe gaze lichefiate prin Grecia, sau Ucrainei, care va importa gaze prin Polonia. Vă rog. Nu știu. Probabil. Vor mai scădea. În momentul de față sunt la 10-11 euro, dar dacă continuă... Există factori geopolitici. Sau cost minim pentru atingerea Europa. Asta va depinde foarte mult de costul de transport. Pentru că în momentul... Cred că acela este singurul factor coleș pentru piețele lichefiate de gaze, pentru că flota de vapoare care transportă gazele lichefiate este totuși destul de redusă. Se încearcă acum construirea vapoarelor și, bineînțeles, darea lor în folosință globală, însă costurile acelea probabil vor contribui la un preț, la un suport al prețurilor de gaze. Însă, în general, datorită aceste explozii de producție la nivel global, probabil că prețurile vor continua să scadă. Factori de risc. Mă refer aici la factorii de risc pentru Europa în general. În primul rând sunt factorii geopolitici, care sunt foarte importanți. Am văzut tocmai luna aceasta că în momentul în care au existat două explozii în Arabia Saudită, la două blocuri de producție petrolieră, prețul Brent s-a ridicat la 71 de dolari, însă acum este la 62, mi se pare ieri era 62. Deci, în ciuda factorilor geopolitici, datorită producției masive, prețul totuși va scădea și se va echilibra la o valoare medie. Și, bineînțeles, asta va avea impact asupra prețurilor gaze,
la gaz. Apoi este alt factor important, este situația dintre China și Statele Unite, războiul tarifar dintre cele două țări, care va avea un impact asupra prețurilor. Și relevant pentru regiunea noastră, bineînțeles, este situația semnării contractului de tranzit între Ucraina și Rusia, care, după cum știți, va expira la 31 decembrie 2019 și în funcție de ce se va discuta, de acordul care la care se va ajunge, vom ști dacă și noi vom beneficia de gaze, dacă vom avea și noi la rândul nostru acorduri de interconectare cu Ucraina sau nu. Un alt factor important, bineînțeles, e factorul meteo pe care nu putem să-l ghicim decât văzând și făcând vorba aceea. Apoi, mentenanța la centralele nucleare franceze. Nu știu dacă ați observat, în luna august, EDF-ul francez spunea că multe centrale nucleare vor fi în mentenanță. După aceea, EDF-ul a declarat că, de fapt, nu va fi mentenanță și atunci prețul a revenit. Deci, depinde foarte mult ce se va întâmpla și în Franța, pentru că asta va afecta mult prețul gazelor. Și Brexit-ul, nu știu dacă dumneavoastră vă gândiți atât de departe, sigur Marea Britanie e departe de aici în România, însă Brexit-ul poate să aibă un impact foarte mare asupra pieței de electricitate, pentru că în funcție de ce se întâmplă cu permisele de carbon ale companiilor britanice, vom ști dacă prețul cărbunelui va crește sau nu. Dacă Marea Britanie va ieși și vor vinde, companiile de electricitate vor vinde permisele de carbon, atunci, bineînțeles, prețul carbonului va scădea și asta, bineînțeles, va avea un impact și asupra prețului cărbunelor și implicit asupra prețului gazelor. Complicat, dar asta este. Merită să țineți cont de acești factori. Dacă aș putea să spun factor de siguranță, gazele lichefiate, care urmează, așa cum am arătat, să vină în continuare în Europa. În momentul de față există un surplus de gaze înmagazinate în majoritatea țărilor europene, surplus mă refer față de anii trecuți. Și există o capacitate de interconectare mărită. Vă atenționez asupra faptului că între Marea Britanie și Olanda s-a pus în funcție un flux bidirecțional pe conducta BBL, care va permite Marii Britanii în sine să exporte gaze către continent. Deci Marea Britanie în sine va putea să exporte gaze lichefiate către continent, aducându-se un plus de siguranță. Care sunt cele mai vulnerabile țări în iarna 2019-2020? Aici am făcut o mică cercetare și am vrut să văd care țări din Europa, care depind de gazele rusești, au acces la trei surse diferite de gaze. Este, de fapt, și definiția Uniunii Europene a siguranței energetice. Și, după cum vedeți, majoritatea acestor țări au acces la aceste trei surse. Singurele două țări care nu au, de fapt, sunt Bulgaria și România, deși în mod teoretic ar exista aceste surse, deci România are producție, are interconectare cu Ungaria, Bulgaria și Ucraina, însă nu știm deocamdată ce se va întâmpla cu interconectarea ucrainiană. Interconectarea bulgară este foarte redusă, după cum știm, deci, practic, noi depindem doar de Ungaria și de producția locală, care e și ea redusă. Iar cea mai tristă situație, dacă aș putea să o numesc așa, este în Moldova. Și Moldova va fi o țară deosebit de vulnerabilă în această iarnă, pentru că nu are acces la nicio sursă de conectare alternativă decât la sursa rusească. Nu are, bineînțeles, acces la terminale de gaze lichefiate și nu are depozite de gaze. Deci, Republica Moldova este călcâiul lui Ahile pentru Uniune, pentru Europa în general și pentru zona. Aici, în acest grafic, vedeți care sunt cele mai
protejate țări, dacă vreți, care este riscul mediu și riscul redus în această iarnă. Factori de risc pentru România. Din păcate, nu avem estimări pentru primul trimestru al anului următor. AESIS, compania mea, deocamdată nu produce un astfel de preț. Dar aici am un grafic în care iau în considerare o tranzacție care a avut loc pe BRM. Vedem prețul pentru trimestrul 1, unde prețul este la 25 de euro. Deci, asta este o conversiune pentru prețul român. Comparat cu prețul olandez, TTF, și prețul austriac, BTP, și vedeți că până și în iarna aceasta, prețul românesc va fi, bineînțeles, 5-6 euro mai scump decât prețul izolat. Aurăm? Da, te rog. Referitor la acest grafic, prețul depinde, în primul rând, și de calitatea tranzacționată. Sunt cantitățile celor trei cazuri prezentate aici comparabile? Aceste prețuri nu iau în considerare o medie care include și preț și volum. Deci acesta este prețul practic, prețul propriu. Deci nu include volum. Sau aș pune tocmai cu particularitatea pieței din România, în care de foarte multe ori ajungem în situația ca tranzacții cu cantități mai mari să fie mai scumpe decât tranzacții cu cantități mai mici. Adică ar trebui să discutăm strict ce e pe piața românească, nu ce e în teorie. Da, teoria așa spune că orice cantitate influențează, de fapt, cererea. România este, dacă vreți, virgula care schimbă această excepție, în care asistăm foarte des la situații în care, culmea, cantități mai mici sunt mai ieftine decât cantități mai mari. Te rog. Da, desigur, logica ar spune, dacă ar exista mai multe volume și ar fi tranzacționat, atunci, bineînțeles, prețul ar scădea. Dar, așa cum spune Puiu, pentru că nu există... România e o excepție, practic. Dar aceasta este singura tranzacție pe care am găsit-o. Dacă aveți dumneavoastră alte prețuri... Am eu, dar zi, Mihai. Avem așa, mă scuzați, că se zice că nu e piața lichidă. E din greșeală, admit că din greșeală m-am uitat și pe tranzacțiile cu casă de pe 8 cum. Și vă zic că în iulie și august au vândut 14 de ani. Când? În iulie și august. Pe CCBLN, 14 de ani. Pe 14 de ani, e la termen. Nu știu când e livrarea, dar știu că s-au făcut tranzacțiile, că scrie aici. Da, dar ar fi important să știm care deci, e perioada. Deci 14 de ani înseamnă mai mult de 10% în consumul României. Am înțeles. Prețul mediu în iulie, 110 lei pe megawatt, august 109. Nu, vreau să-l asta, voiam să întreb toată lumea la această masă, că este pentru prima dată când văd că lumea zicea că piața nu e lichidă. Dom'le, 14 de ani să vinzi în două luni pe o singură piață, unde, corect, nu se vindea moleculă de gaz. Dar acum s-au vândut. Vreau să întreb. Cine a vândut, dacă poate să-mi spună cineva, cine a vândut, așa, și dacă puteți să-mi spună, poate să-mi spună, nu dumneavoastră, că acolo vă uitați pe ce se întâmplă pe aici, nu vin dumneavoastră, dacă poate să-mi spună furnizorii sau producătorii, sau așa, dacă ăsta ar fi cumva nivelul de preț pe piața concurențială anului. Dacă nu mă crede, puteți să vă uitați pe aici. Da, Mihai, te rog. Da. Aș avea o singură mențiune pe aceste tranzacții care s-au făcut pe BRM sau pe OPCOM. Într-adevăr, volumul este foarte mare, dar trebuie să uităm cam câte tranzacții s-au făcut. Vorbim de rești? Nu știu, că nu le-am văzut, nu se văd. Când e delta-T-ul zero. Mai spunem altceva? Și câți participați? Deci, marea problemă e că o piață nu e identificată doar prin volum. Este dată și de granularitatea tranzacțiilor. Dacă ai 3 tranzacții, asta nu înseamnă că ai un preț relevant. Luând în vădare că avem 2 producători mari și 2 furnizori mari... Da, poate să vândă oricine. Poate să vândă și domnul Stroie. Da, domnul Stroie s-ar putea că pe aceea să-i folosească vreo 14 ani. Nu știu. De tocmai de asta vreau să întreb dacă 110 lei este un nivel de preț la care, pe care ne putem baza pe piața concurențială a viitor. Piața le funcționează pe următorul principiu. La data tranzacției a fost un preț relevant. Astăzi, dacă întrebați, nu are nicio legătură. Alte întrebări vis-a-vis de această temă aruncată? Nu e deloc lichid.
piața. Văd că începe să devină. La alte intervenții, vă rog. Mihai? Mulțumit. Singură, da, vă rog, vă rog, domnul Braveanu. 14 teravați ori au fost tranzacționați pe Ofcom pe cele 9 luni, pe cele 8 luni care au trecut, nu în luna iulie. În luna iulie s-a tranzacționat 8,7 teravați ori pe Ofcom, în timp ce pe BRM în cele 8 luni s-au tranzacționat 40 de tera. Atâta tot am vrut să fac precizarea că 14 tera nu pe o lună, ci pe 8. Nu, pe 2, pe iulie și august. Nu, pe 8. Pe 8, domnul. Domne, serios sau nu știu limba o 40 pe BRM și cât o pun 40 de tera pe BRM? Deci total 8 luni la BRM s-au tranzacționat 40,9 tera, iar la 8.com s-au tranzacționat 14,1 pe contracte pe termen mediu și lung. Citesc din ce a zis domnul Ionescu acolo? Nu. Contracte tranzacționate în august, 5 tera, 110 lei. Da? Acum haideți să dăm în iulie. Eu vorbesc de contracte tranzacționale, nu contracte cu livrare în luna respectivă. Nu intru în polemică cu dumneavoastră, aveți date probabil mai bune decât avem noi la monitorizare, eu v-am spus ce date avem la monitorizare. Ce să, ce bine, stare să continuăm discuția? Bine, atunci puteți să ne spuneți, de exemplu, luna aprilie, Ofcom cât s-a tranzacționat? Evident. Evident. Păi, ideea, că dumneavoastră faceți 1 ianuarie 31... Eu nu fac nimic, eu doar am vrut să fac o precizare, okay. Cei cu 14 tera. Nu, absolut nicio pasiune nu fac din asta. Pe Ofcom, în luna aprilie, s-au tranzacționat 175 de gigavați ori. Deci 0,17 teravați ori. Asta precedă. Că de fapt în iunie și august au făcut tranzacții. Înainte practic n-au fost. Până la urmă, Mihai a aruncat o întrebare dacă putem să vorbim de o piață lichidă în România după aceste, mă rog, precizări care au ajuns în presă. Din punctul meu de vedere, răspunsul este... Din punctul meu de vedere, răspunsul este nu, mi-l asum, e departe România de a putea, putem să discutăm de o piață lichidă, la fel cum prețurile, inclusiv prețul la care Mihai făcea referire, 110, este un preț de referință care suferă abateri foarte mari, plus, minus, în funcție de foarte multe condiții impredictibile, din păcate. Asta, de fapt, dă și dificultatea și greutatea în a lucra în această piață, pentru că e foarte volatil acest preț, ținând seama de foarte multe evenimente care se întâmplă în România și de multe ori multe cu totul impredictibile, din păcate. Deci dacă e, ca să concluzionăm discuția de unde a plecat, părerea mea personală este că nu putem să discutăm de o piață lichidă încă în România, iar prețul este un preț de referință care trebuie să-l avem în vedere, dar trebuie să-l avem în vedere cu o toleranță foarte mare. La fel cum Aura a luat acea tranzacție, care este o realitate. Deci este o realitate și a comparat-o într-adevăr cu niște prețuri de pe niște referințe europene, arătând de fapt o tendință mai importantă decât valoarea intrinsecă. Da, domnul Dumitrașcu. Mai degrabă cred că e un preț indicativ decât un preț de referință. Corect, corect. Da. Subscriu, indicativ, subscriu. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți, având în vedere că se discută ideea de lichiditate conform unor standarde date de efect, nu scoase din burtă, o piață lichidă e indicată de un churn ratio de peste 10. Respectiv, de la sursă la clientul final, gazele trebuie plimbate și replimbate de cel puțin 10 ori. Acest statut la INSTITIEF-ul de bea acum 2 ani de piață lichidă, iar VTP-ul din Austria încă nu a ajuns acolo. De la 8-8 și la noi este sub 1. Deci nivelul de descriere a unei pieții lichide este departe de a fi aplicat pieței din România. Lichiditatea, sigur, așa cum spuneți dumneavoastră, pe TTF este de peste 10, churn rate este de peste 10. De vreo 2-3 ani. Da, dar acolo churn rate este datorită faptului că nu sunt doar producători și furnizori, sunt bănci, sunt hedge funds și așa mai departe. Deci, tranzacțiile sunt practic
de natură speculativă, mai degrabă pentru livrare fizică. Pe când în România, și este normal, este un proces de evoluție absolut normal. La început, tranzacțiile au loc pentru livrare fizică, după care începe piața să se dezvolte și să apară, să apară necesitatea de speculație pentru diverse companii. Care pot să fie furnizori, pot să fie municipalități, pot să fie hedge funds-uri, bănci, așa mai departe. Deci noi nu trebuie să avem o ambiție fantastică să ajungem TTF-ul acum, într-un an, să ajungem la un churn rate de 10. Ceea ce trebuie însă noi să facem este să ridicăm aceste bariere, care sunt efectiv bariere pentru tranzacționare, acest preț reglementat, aceste obligativități, această intervenție constantă a statului în afacerea privată, este un instinct de economie centralizată de care noi nu ne mai putem debarasa. Asta provine din perioada comunistă. Noi nu ne putem debarasa, iar ca să-l parafrazez pe Reagan, în loc ca statul să fie o soluție, statul devine o problemă. Noi trebuie să ne debarasăm de acest instinct de economie centralizată, dacă vrem să avem o piață. Și bineînțeles, problemele sunt sistemice. Dar asta ține de discuția viitoare. De restructurare. Factorii de risc pentru România sunt factori politici, așa cum știți dumneavoastră, meteo și lipsa de capacitate. Insist asupra acestei lipse de capacitate, pentru că România are o capacitate de interconectare cu Ucraina de aproximativ 1 miliard de metri cub, la Isaccea și la Medieșu Aurit. Medieșu Aurit, veți spune, nu este folosit, ba da, este folosit în timpul iernii. Este chiar necesar pentru asigurarea consumului din perioada de iarnă și tocmai din această cauză este necesară interconectarea cu Ucraina, nu numai în sens nord-sud, ci și sud-nord, pentru viitoare tranzacții, în momentul în care regiunea întreagă se va schimba. Pot să vă atrag atenția că Turcia și Grecia au devenit importatoare masive de gaze lichefiate și pot să exporte ele însele gaze către regiune. Incertitudine legislativă și producție locală, bineînțeles, nu știm ce se va întâmpla cu producția românească și încotro ne îndreptăm. În fine, în concluzie, majoritatea țărilor europene au un grad ridicat de siguranță energetică care le va ajuta să facă față chiar și vârfurilor de cerere în perioada rece, 2019-2020. România este pregătită din punct de vedere al stocurilor de gaze, dar ar putea avea probleme în privința importurilor, mai ales în cazul în care nu se vor încheia aceste acorduri de interconectare. Iar cadrul legislativ al României din ultimul an, așa cum am spus, a făcut ca România să devină una dintre cele mai scumpe țări la gaze din Uniunea Europeană, având un premiu de 9 euro pe megawattoră față de alte state membre. Acel 9 euro era luat în perioada august, deci august 2019. Dacă aveți întrebări, comentarii, bineînțeles, sunt aici. Din perspectiva prețului, nu considerați că ar fi un risc major pentru România și lipsa capacității de a susține un asemenea preț la consumatorul gaznic? Un preț în creștere? Da, bineînțeles, tocmai asta am și spus. Dacă nu există o capacitate mărită de interconectare, sigur că va fi foarte dificil să asigurăm aceste gaze și să le furnizăm consumatorilor finali. Și atunci ce vor face autoritățile? Vor cere consumatorilor industriali să reducă consumul în perioada de iarnă? Asta e o soluție? Îmi pare foarte rău. Nu e o soluție, nu. Mai ales pentru o piață care se vrea o piață. Da, Mihai, te rog. Mai am o singură mențiune. Indiferent de nivelul stocurilor pentru această iarnă, care, hai să fim realiști, este, cred că, cel mai mare din ultimii 10 ani, cu siguranță, noi, pentru vârf de consum, avem nevoie de import, pentru că capacitatea de extracție nu este suficientă, indiferent de ce stocuri avem. Da. Da, vă rog. Ce se întâmplă la transportul interconectare cu Ucraina se interzice? Vă referiți strict la România? Probabil că nu vom avea acorduri de interconectare pe termen lung.
s-ar putea să existe acorduri de interconectare pe termen scurt, probabil licitații lunare sau trimestriale, la punctele de interconectare Isaccea, nu știu Medieșu Aurit, dar poate la Isaccea să existe așa ceva. Domnul Dumbrăveanu poate să vă spună mai mult. Ne pare rău că nu a venit nimeni înainte la Transgaz care să ne explice ce se va... Exact. Ar fi fost fantastic să avem, să-l avem pe domnul Sterian aici, prietenul domnul Sterian, dar nu este. Probabil Ucraina va, pardon, Ungaria va trebui să îndeplinească această funcție, să existe importuri din Ungaria, dar capacitatea cu Ungaria în sine este destul de limitată, nu e... Da. Ați avut în vedere la analiza altfel foarte interesantă și nivelurile de depozitare de gaze care în România reprezintă... Da, am arătat că... Vedeți aici care sunt nivelurile în momentul de față comparativ cu anii trecuți. Stocurile din toate țările care depind de gaze sau care cumpără gaze din... Pentru România este un element, un factor pozitiv? Absolut, absolut. Uitați-vă și dumneavoastră nivelul de umplere. Datele au fost luate, apropo, pe data de 22 septembrie, deci probabil s-au mai modificat puțin de atunci. În România stocul este acum de 83%. High volume doesn't mean that they have high security because you are limited by the capacity, the withdrawal capacity. And that's why the interconnection, as I was mentioned, is important because if you have a peak during the peak day in winter, if you look at the local production, and I will talk about million cubic meter per day, that's a million cubic meter per day. So you have local production which roughly will be 30 million cubic meter. 28 is decreasing. You have about 20 from storage, and potentially the demand is 17. So if you don't have any interconnection, you have to curtail the demand. So it means to switch the district heating to oil, to interrupt the large gas consumers. So it's the impact is severe for the Romanian economy. So the capacity of storage is important, of course, but the withdrawal capacity, maximum you can withdraw per day, is also an important element. That's why interconnection for security of supply is important. And today, yes, in Q1, you have we don't know what will be the transit between Ukraine and Romania. What we are pushing as a PPG as part of the study, I recommend the study, Emerton study, which is available on our website, where we talk about liquidity of the market. So we compare the Romanian liquidity with the Austrian liquidity and with TTF. So you have elements in this study available, and I recommend you look at it. And also the interconnection, the issue about the interconnection. And what could be available customers program for Romania. So there's three elements which is, I think, important for the roadmap of the gas liberalization. But that's, we think there is, and to be optimist, because not to be all negative, next year there is a potential for multiply by 5 the level of interconnection, capacity of interconnection with Bulgaria to Romania, Hungary to, in total, Hungary to Romania, and Ukraine to Romania, which is capacity today booked by Gazprom, but from 1st of January, this capacity should be available for the market, as long as there is an interconnection agreement between Transgaz and the other TSO. And I think that's the next step we need from Transgaz, is to, with the other TSO, to have interconnection agreement and to offer this product on the market. But there is a potential to increase, without any investment, the level of interconnection that needs, interconnection agreement between the countries. And that will will be an improvement for the gas-to-gas competition as well, so for the market, for the liquidity of the market, and for the gas price.
because you have more competition coming from LNG from Greece, coming from LNG from Poland, coming from Baumgarten price. But for that, you need to have access to this gas, and that's important to build this interconnection agreement to be able to have this increase of liquidity. Absolutely. Thank you for the summary. Da, așa este. Într-adevăr, lichiditatea de acolo vine de la interconexiuni. Ah. Ok. Pacea. Am o rugăminte. Acum, la eu să vorbesc în prisma de unde am lucrat înainte. În momentul în care facem niște comparații, aș vrea să ne aducem aminte că tranzacțiile în România pe produs standard au înșit. Da, ok. A început abia la 1 ianuarie 2019. Deci noi, și între 1 ianuarie și 1 aprilie, mai bine zis, 1 mai, nu prea au fost pe termen mediu și lung. Da? Pentru că legislația s-a modificat, dar abia de la 1 aprilie și după aceea a zis nu, de la 1 aprilie, de la 1 mai. Deci noi avem, din mai până acum, produse standard. Deci nu avem un an ca istorie de produs standard. Da. Și ne comparăm cu TTF-ul, câți ani are TTF-ul? Florin, altfel, cum aș putea să fac o comparație? Așa este. Deci cred că domnul Dumitrașcu a punctat foarte bine. Sunt niște prețuri indicative și trebuie luate ca atare. Corect, dar trebuie să te compari totuși cu ceva. Cu mențiunea aceasta. Deci cu mențiunea aceasta că niște prețuri indicative. Am o rugăminte organizatorii că vă rog cei care luați cuvântul din sală să vă prezentați pentru că suntem, nu neapărat ne-am întâlnit toți la un moment dat și e foarte bine, Florin Tudorache, fost angajat al BRM-ului da, o perioadă îndelungată. Ar fi trebuit cineva de la BRM să spună chestia asta. Dacă nu e nimeni și nu o spune... Eu am precizat doar ca să fie foarte clar pentru toată lumea și am rugămintea asta să vă prezentați ca să știe toată lumea cu cine discută. Și Andor, ai vrut să intervii? Vreau să întreb, văd Ungaria... Rugămintea de prezentare. Ca... Andor, cred că sunt directul de achiziții la Carlos Holding Brașov. Deci un consumator. Da. Vreau să întreb Ungaria, cum a devenit așa jucător important? Cred că da. Se tot pornește. De unde are gata? O întrebare excepțională, domnule. Vă mulțumesc pentru întrebarea asta. Care a fost întrebarea, scuze? Cum a devenit Ungaria un jucător atât de important? Prin simplul fapt că a avut o strategie, că a știut ce dorește să facă, că și-a construit interconexiuni cu Ungari, cu Ucraina, cu România, cu Croația, cu Slovacia, cu Slovenia, și este într-adevăr o țară care urmează să devină un hub regional, potențial un competitor al Baumgartenului austriac. Ceea ce dovedește că nu trebuie doar o resursă pământ, ci și o resursă aici. Aș completa-o pe Aura pentru că am scris mai multe articole despre Ungaria și piața din Ungaria de gaze și am și lucrat o vreme îndelungată în diverse zone din Ungaria și pe diverse zone în partea energetică și vă spune că în primul și primul au avut niște politicieni foarte buni. Te rog. Havrileț, desigur că știm că sunt foarte multe cauze pentru care prețul gazelor crește continuu. Cele mai importante ar fi și mai simple sunt cele două. Prețul de import al gazului, care este un preț marginal și acesta dictează prețul intern. Și a doua măsură, măsura luată de România de a înmagazina în exces față de cât poate să scoată în perioada de iarnă, generează o cerere mai mare pe piață. Cerere mai mare care se stinge prin import, care are un preț foarte mare. Și aici sunt două întrebări. Prima, de ce România nu face apel la decizia Curții de Justiție Europene care obligă Gazprom să utilizeze același nivel de preț pentru țările este europene, egal cu prețul de la Baumgarten. Nimeni nu a făcut o solicitare în acest moment. Și doi, de ce nu se face acel depozit strategic odată pe o singură dată, după care, pentru totdeauna, după care să nu mai fie obligația de magazinare, care pe lângă faptul că generează creșterea importului, mai
aduce lipsă de competiție în zona de magazinare. Practic, activitatea de magazinare trebuie să treacă într-o activitate liberă și competitivă. Cred că mai degrabă domnul Dumbrăveanu ar trebui să răspundă la această întrebare. Aura, pot să iei loc? Că da. Mă gândesc că... Domnul Havlinț este prietenul meu și colaborator, fost și viitor și nu șeful. Nu am fost pe relația asta nici când eram în zonă. A fost pe timpul pe relație de colaborare foarte bună. Nu știu la ce întrebare trebuie să răspund, că sunt o... Domnul Havlinț a făcut niște considerații, eu nu sunt de acord în totalitate cu tot ce a spus, dar nu asta este important acum. Păi puteți să-l combateți. Evident. Părerea mea este că, din contra, România suferă pentru că nu are o capacitate de interconexiune mai ridicată, că dacă ar fi avut și ar fi fost posibilă, ar fi fost posibil un import mult mai mare decât a fost făcut în această vară, prețul practicat de producătorii români ar fi mers în jos. Și atunci eu văd posibilitatea unui import masiv ca un reglaj al prețului practicat de producători. La ora actuală, România este semi-izolată și atunci producătorii, cei doi pe care avem și care au mari și care au pondere de peste 95% din piață, își pot permite să practice ce preț vor ei. Pentru că cererea pe piață este mult mai mare decât ceea ce produc ei. Și atunci, dacă România ar fi avut posibilitatea ca în acest an să importe mai mult gaz pe relația Ungaria, eu sunt convins că prețul s-ar fi reglat altfel. Pe de altă parte, referitor la stocul strategic. Sigur, noi am luat niște măsuri chiar zilele trecute prin care am mărit obligația Transgazului de a stoca gaze în vederea echilibrării și am mărit obligația de la 245.000 de megawatt-oră la 1.000.000, aproximativ 938.000 de megawatt-oră. De asemenea, este și promisiunea Romgazului că va crește pierna pe Sărmășel în așa fel încât cu cel puțin 200.000 de megawatt, 200.000 de megawatt-oră, în așa fel încât să asigure o extracție corectă a gazelor în iarnă. Deci sunt stocuri care deja sunt cu caracter strategic, numai că aceste stocuri strategice aduc costuri în fiecare an. Ideea constituirii stocurilor comerciale de către furnizori au fost și de către producătorii care au clienți finali a fost nu e nouă, e chiar de pe vremea domnului Avrăleț și a avut menirea de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze pe perioada de iarnă, având în vedere condițiile concrete în care se află România. Evident că este un factor benefic, ar fi un factor benefic liberalizarea depozitării și depozitarea în condiții concurențiale. Acest lucru îl susțin și eu. În rest, sigur, da, aș vrea eu să răspund că întrebările domnului Havlinț au rămas fără răspuns, dar nu era obligație, dar o să încerc eu să dau un răspuns. Prețul de intern nu mai este reglat de prețul de import. Au fost ani de zile în care, într-adevăr, exista acest reglaj. Anul acesta, din contră, am văzut că legătura a fost total, disipată din contă. Prețul gazului intern a influențat prețul de import al gazelor în România. Problema legată de atacul împotriva Gazpromului, n-avem cum să o faci. Pentru că România, în anul 2001, urmare a deciziei primului ministru din acea vreme, a fost singura țară din centrul și estul Europei care nu a vrut să continue contractul cu Gazprom. A fost singura țară care n-a vrut să continue contractul de Gazprom. După trei invitații pe care Gazprom le-a făcut României în lunile iunie, iulie și august,
la care, care au rămas fără niciun răspuns, Gazprom în luna septembrie s-a hotărât să aducă doi intermediari, care sunt și în momentul de față, vorbim de Wintershall și de Conef, și care au până în 2030 contract. Deci nu are cum să facă chestia asta, atâta timp cât de bună voie și cu mânuța proprie a denunțat acest contract și ca atare nu are cum să atace. A treia problemă legată de postul strategic, care e cu totul și cu totul altceva față de ce a spus domnul Dumbrăveanu, este un proiect vechi, 2010, cred că a fost printre primele dăți când îl discutam la Glise și în alte părți, care într-adevăr este o soluție pe care alte țări, la care ne uităm astăzi cu foarte mare interes, cum este Ungaria, îl are de cel puțin 10 ani de zile, care rezolvă situații de criză așa cum cu siguranță vom avea peste 3-4 luni și pe care noi nu vrem să-l facem din foarte multe motive. Cele mai multe sunt de natură, spun eu, politico-administrativă. În ceea ce privește stocul strategic și stocul comercial, domnul Havrile știe, am avut dezbateri inclusiv de instanță pe chestia asta, nu a rezolvat și nu va rezolva niciodată problema. Putem să mai creștem încă o jumătate de miliard sau un miliard stocul pentru că nu avem cum să-l extragem și nu avem de ce să-l extragem. Depozitele strategice au o marjă economică în care funcționează. Noi ne-am atins această marjă economică, restul sunt alte soluții. Iar soluțiile de bază sunt exact chintesența dezbaterii pe care am lansat-o astăzi și anume restructurare. Deci, domnilor, noi avem în momentul de față niște echipamente, niște sisteme, niște organizări puse în anii 60 și construite în anii 70, la care n-am lucrat deloc. Am făcut câteva chestiuni așa pe margine, în câteva interconectări, dar baza este aceeași. Atât din punct de vedere al sistemului, atât din punct de vedere al organizării, atât din punct de vedere al mentalității și al gândirii. Nu avem cum să mergem cu sistemul de transport nici înainte de Brua, nici după Brua, indiferent câte interconectări vom face, pentru că nu avem capacitatea de a aduce oricând, oricum, în funcție de crizele care vor apărea. Avem problema de sistem în ceea ce privește sistemele de distribuție. Avem o capacitate excedentară extraordinar de mare, care determină costuri. Avem o calitate îngrozitoare și vă trimit încă o dată la articolul ce l-am publicat azi noapte pe Asociația Energie Inteligentă, să vedeți pe o stradă de câteva sute de metri, cum în interval de câțiva zeci de ani s-au făcut de 3 reparații capitale. În condițiile în care în 1950, când s-a construit conducta, aveam 142 de consumatori și acum mai avem 18 consumatori, din care unul singur activ, toți ceilalți sunt pasivi, sunt pensionari. Și trebuie să plătească, practic, ce trebuia să funcționeze o singură dată, 60 de ani, cu o amortizare pe 60 de ani. Astea sunt probleme fundamentale pe care nu vrem să le vedem. Vorbim așa frumos de niște chestiuni care nu zic că nu există. Dar trebuie odată, și poate după 30 de ani trebuie să ne trezim, să ne coborâm la probleme fundamentale, să luăm, să scuturăm pomul cu adevărat. Da, Nicule. Nu e adevărat că datorită acelor poziții din 2001, România nu poate interveni. Chiar am întrebat un celebru importator, cel mai mare importator, de dacă România poate aplica această clauză. Și mi-a zis că da, dar nimeni nu ne-a cerut-o. Nici măcar nu se știe. Pentru că dacă acum vă întreb, dacă știți ce decizie a luat Curtea de Justiție Europeană în legătură cu gazele din Europa, foarte recent, dacă știe cineva, care afectează România. Nopal? A fost în 10 septembrie. Nopal. Decizia este în 10 septembrie. Da? Deci ceea ce obligă Gazpromul să utilizeze în continuare interconectările din Ucraina. Deci, practic, nu rămâne România fără posibilitate de import, dar de ce nu utilizează această clauză impusă Gazpromului de a nu face diferențe între țările este europene, așa este decizia. România, într-adevăr, n-a făcut parte din grupul țărilor. Dar în decizie spune că Gazpromul nu poate să facă diferență între țările este europene și trebuie să utilizeze prețul spot de pe Baumgarten, de pe CEGH. E vorba de, scuză-mă, e vorba de decizia Comisiei Europene care includea Bulgaria, Polonia și țările baltice. Nu da, la asta vă referați, da. Care se precizează că țările este europene. După câte știu, în contractele cu Gazprom există acele reopen-uri care pot să fie, deci contractele pot să fie renegociate și în mod normal ar și trebui. Noi nu mai avem contract. Păi da, dar n-ai spus că sunt contracte până în 2030? Cu niște intermediari. Hmm. Deci sunt niște intermediari, care unul are sediul în Elveția, celălalt are în Cipru. Nu are nicio... Nu e intermediar, nu e Gazprom. Gazexport are contract cu acești intermediari și acești intermediari... E 100% Gazprom.
Ok, până la urmă nu vom ști cum se o soluție decât dacă o dă un judecător. Restul sunt opinii și păreri. E părerea mea, e părerea ta. Întrebarea mea, de ce nu se face apel? S-ar putea, la această ar putea exista și un arbitraj, nu? Deci s-ar putea... Și așa cum Polonia anul trecut a cerut această clauză, care s-a judecat acum. Da, ok. Eu aș vrea să adaug aici. Te rog, Sania. Noi mergem foarte mult să ne uităm din afară. De unde să importăm? De unde să facem interconectare? Cum să depozităm? Dar poate ne întoarcem un pic înăuntru și să vorbim altfel. Deci avem producție care acoperă peste 90% din consum. Ce facem cu lipsa de 10%? Sau ce am făcut în ultimii ani, că să nu avem lipsă de cele 10% din producție internă. Foarte simplu. Avem producția aceasta de 90% acoperită de către cei doi producători într-o proporție de 94%. Restul sunt producători mici și mijlocii. Au putut să se dezvolte? Eu cred că da. A putut să producă mai mult? Eu cred că da. Întrebarea este ce am făcut ca acești producători să producă mai mult? Ultima rundă de licitație onshore-offshore a fost 10 ani în urmă. Avem gaz din această licitație? Nu. De ce? În 10 ani? Adică e o perioadă destul de combinabilă pentru a avea o perioadă de explorare care să aducă la niște descoperiri de gaze. S-au făcut? Nu s-au făcut. Deja nici nu vorbim despre dezbaterea strategică și destul de pe larg discutată pe Marea Neagră. Vorbim de potențial onshore care încă este nedescoperit. Nu s-a făcut nicio măsură de stimulare producției pe zona de onshore. Și aici vă felicit că am văzut cel puțin conținutul și concluziile în pagina, în capitolul 8, despre dezvoltarea investițiilor. Toate aceste probleme sunt adresate. Eliminarea limitărilor privind accesul la teren, stabilitatea unui cadru legislativ, simplificarea proceselor de aprobare și avizare. În 10 ani n-am putut să aducem gaze din potențialul existent. Adică mie mi se pare, totuși, vorbim despre lucrurile care sunt departe de soluție, care este foarte aproape. Și de soluția asta nu ne gândim și nu vorbim. Invers, aducem ordonanța care cel mai mult vizează pe cine? Pe producător. Producătorul care își asumă cele mai mari riscuri tehnologice, economice, riscurile de mediu, riscurile până la urmă și de sănătate și siguranță oamenilor care lucrează în industrie. Ce face ordonanța? Vizează producătorul. În primul rând. Acolo unde există cele mai mari riscuri. Adică nu suntem consecvenți. Vorbim despre strategia energetică care vorbește despre necesitarea stimulării investițiilor și facem tocmai invers acestor declarații. Mie mi se pare că soluțiile există și nu atât de sofisticate și care trebuie în sfârșit să se întâmple. Există propunerile din partea industriei cum să îmbunătățim cadrul legislativ care există de 5 ani. Niciodată n-au putut să se nască și să aducă un efect, să producă efectul. S-a fost recent anunțată încă o rundă 11. Va avea același rezultat ca și rundă 10? Adică încă 10 ani un sistem de explorare o să se investească niște bani, poate, dacă o să aibă apetit să investească și nu o să avem nicio descoperire? Eu cred că depinde niște politici publice și este o chestiune care este momentul să fie dezbătut acum. Da, e corect că de foarte multe ori, într-adevăr, căutăm lucrurile dincolo de noi, adică ne uităm mult mai mult de jur împrejurul nostru și sunt multe elemente... Este o discuție care este acum pe larg dezbătută, furnizor, producător, toată lumea. Cum se face cu prețul? Cum se pune în piață ca să funcționeze? Dar, tot așa, este o soluție benefică care este foarte aproape. Ce facem cu această contribuție de 2%? Dacă dezbaterea pe discuție de preț necesită mecanisme, soluții și așa mai departe, abrogarea contribuției de 2% nu este science fiction, da? Deci este evidentă. Este o măsură parafiscală care s-a pus pe tot lanțul valorii și cel mai mult, iarăși, s-a pus pe seama producătorului, pentru că furnizorul plătește 2% din marjă, producătorul din toată suma,
care este absolut neconcurențial, absolut neegal, neegală această distribuire sarcinii fiscale. Este atât de greu să punem soluție pe masă, abrogați 2%. Bine, eu cred că chiar neconstituțională, dacă mă întrebați chiar pe mine. Și trebuie văzut în tot contextul. Din 2014, de când industria tot face studiile privind impunerea fiscală specifică asupra producătorilor, noi vorbim și repetăm, crește povara fiscală pe producător. Dacă în 2014 impozitarea specifică a fost la nivelul de 15%, care a fost arătat din studiul independent de Lloyd, care am lansat de câteva ori an de an. Ieri, colegii de la FPPG au lansat un alt studiu pe sarcină fiscală exclusiv pe gaze, care ne arată 2018 25% impozitare specifică. Și asta din 2014, subliniere 2014, este un an în care s-a produs cădere bruscă prețurilor. Toate țările din jur au luat niște soluții pentru a incentiva producătorii, au adaptat niște măsuri de facilitate fiscală. Noi ce am făcut? Noi am început să o creștem de la un an la altul. De la 15% anul trecut am ajuns, 2014, la anul trecut am ajuns 25%. 10% am crescut. Și acești 25% nu conține porțiunea aceasta de contribuție de 2%. Deci proiecție pe anul acesta va arata o creștere în continuare. Unde a fost măsură de stimulare producției, nu există. Da, te rog. Da, sorry, sorry, Mr. Neil. She makes the right point because, you know, whatever the interconnection you have in the country, it's always more expensive to bring gas from three, four, five borders. And when you talk about TTF, TTF price is low because the LNG arrived in Holland. To bring the LNG to Romania from Holland, it's a long way, you know, and it will cost money. So the best way for Romania is to be an exporter of gas, not an importer of gas. And then the gas price in Romania will be market minus, you know, because we will have a net back revenue. And that's, you know, the important thing is supply and demand. We show that in Romania, with an export, the gas price will be the lowest in Europe when you become an exporter. So I think that's an important. And in terms of incentive for production, they will also highlight the problem we have with the central market obligation and the penalties linked to the central market obligation. How you want to attract investment, I mean, I would say competition for existing producers, new investors to come in the country. If you tell them, if you don't fulfill something which is not, I have to say, quite complex to understand, the central market obligation, you will have 10% fine on your turnover. I mean, you kill the company by definition. So how you want to convince a shareholder to come in the country where the fine is 10% of your turnover if you miss by 1 kWh, you know? Potentially. So that's really things also, not only on the liberalized tax, but there are other things that needs to be modified. Just want to highlight on electricity, because we talk a lot about gas. Electricity, you have a market, you have 100% central market obligation. What happened this year? We were very close twice to a blackout in Romania. Twice. Well, a few days ago, when the nuclear power plant was on outage, Brass power plant was in outage, and beginning of the winter this year. Why? Because there was no investment in power generation, because there is no incentive, again, for power generator. If you want to have a new in gas and in power new investment, you need also to have a long-term contract. You know, the possibility for banks, the banks wants to see that you have a long-term contract to guarantee your sales of your production. Gas and electricity is the same. So they want to see that you have a customers for part of your production, and you can, thanks to that, you can have a project financing of your investment. If you don't, if you have to sell everything to a market which is potentially regulated, because you know the regulator can influence, then you can't get project financing. You can't have financing by banks. So that's also very simple. You know, by the way, you regulate your market, you forbid project financing for upstream, for power and gas. And I think that's also a very important element if you want to create more production, more supply in Romania.
Mulțumesc mult. Da, te rog. Mihai, mai puțin ca să le iau în ordine. Da, te rog. Alexandra de la Leer Bixton. Din ce am înțeles în ansamblu din mesajul doamnei Nericencu, ce am înțeles este faptul următor. Haideți să ne luăm atenția la, să fim mai atenți și la măsurile pe care le putem lua noi la nivel local, național, astfel încât să depindem mai puțin de partea strategică, de partea regională, din Europa, din Europa de Est sau chiar din Uniunea Europeană. Și aici aș dori să aduc și eu câteva propuneri, din perspectiva unui consumator. Pentru că și-am să dau și un feedback a unei experiențe pe care am avut-o foarte decent în luna august. Noi din luna februarie până în luna august am încercat să contractăm pentru perioada următoare. A fost foarte greu pentru că nu a fost volume disponibile. Am vorbit direct cu Transgaz, cu Romgazul. Eu fac 12 și un sfert. Ce fac o pauză la 12 și atunci că nu mai stau după pauză. Rugămintea nu mai este. Facem o pauză ca să se tu. Ok. Spun ce am de spus. Ok. Pentru că la 12 și o sfert vreau să plec. O analiză de oferte. Am discutat cu 15 furnizori diferiți. 10 au avut volume disponibile. I-am ales pe primii 5. Am avut discuții foarte avansate cu primii 2 în ordinea crescătoare a prețului. Dar nu am putut să discutăm, să ducem sau să concluzionăm, să finalizăm discuțiile. De ce? Pentru că nu am căzut de acord asupra unor lucruri ce țineau de modul de calcul al tarifelor. Deci noi discutăm acum de prețul de producție, de producția în sine, din perspectiva consumatorului. O altă parte importantă de preț este cea a tarifelor reglementare. Haideți să discutăm un pic și despre acestea. De ce nu am căzut de acord asupra modului de calcul? Și ceea ce nu mi se pare corect este faptul că nu există un mod clar de calcul, mai ales a tarifelor de transport, a tarifelor de dezechilibre, de exemplu. Da? Și din păcate există foarte mulți furnizori care se folosesc de o influență sau, mă rog, de o poziție aparent dominantă în fața consumatorului și care vin în contractele lor și impun un anumit mod de calcul. Noi am întrebat inclusiv la Transgaz dacă este echitabil și corect și legal acest lucru. Răspunsul clar a fost nu. Da? Deci, ce aș propune? Din fericire, al treilea furnizor care se află și în sală a fost de acord să ne factureze aceste dezechilibre, fie la cele zilnice, fie la, vorbind de cele de rezervare de capacitate, la modul lor corect din codul rețelei. Dar a fost al treilea ordinea prețului. Înțelegeți? Atunci, vă propun. Am mai multe propuneri. Că văd că sunt foarte mulți reprezentanți în sală din partea consumatorilor. Haideți să discutăm. Haideți să ne asociem, așa cum se asociază producătorii, furnizorii, în diferite federații patronale, asociații. Haideți și noi să discutăm, să facem knowledge sharing. Nu foarte multă lume știe că poate încheia contracte cu Romgaz, de exemplu. Nu foarte multă lume știe că se pot face contracte directe cu Transgaz, cu consumator și Transgaz, pe parte de transport. Nu foarte multe lucruri sunt atât de bine cunoscute la nivelul consumatorului. Și cred că dacă ar fi, nu mai zic de modul de calcul al dezechilibrelor, dacă ar fi foarte cunoscute sau într-o măsură mare cunoscute de consumator, prețul nostru pe care îl plătim, în final, pe factura de gaz, ar fi mult mai mic. Haideți să discutăm și despre lucrurile de azi. Alexandru, mersi mult. Ideea, propunerea este una binevenită. După cum știi, Asociația Energie Inteligentă a făcut demersuri, am ajuns și la Iași, ne-am întâlnit și acolo, tocmai pentru a transmite cel mai important sau cea mai importantă resursă, care este informația. Și respectiv lipsa informației care determină cele mai multe abuzuri.
inclusiv vis-a-vis de cazul prezentat de tine pe care îl cunosc mai în detaliu și care nu este deloc singular, vă spun într-un mod foarte concret, și în care, da, discutăm de un abuz efectiv și nu doar din partea furnizorilor, chiar din partea operatorilor de transport, chiar din partea operatorilor de distribuție, ca să nu mai zic și de indolența ANR-ului pe chestia asta. Vouă. Da. Nu știu câtă lumea știe din consumator sau reușește să se intereseze, pentru că fiecare suntem pe diferite domenii, nu are experiență sau pregătire în domeniul energiei și a gazelor naturale, dar tot mai puțin în domeniul piețelor, care e un domeniu foarte complex. Haideți să spunem lucrurilor astea pe nume. Noi la Transgaz am găsit un suport și nu o piele. Și poate consumatorii pot ști că pot apela și la operatorul de transport. Deci înainte să-i dau cuvântul domnului Dumbrăveanu, o să spun că, încă o dată, Asociația Energie Inteligentă e deschisă să reprezinte toți consumatorii. Am și făcut-o în repetate rânduri, atât pentru consumatori industriali, cât și pentru consumatori casnici sau asociații de consumatori casnici, deci aveți o poartă deschisă. O să rog acum pe domnul Dumbrăveanu să facă o prezentare, au fost mai multe elemente care au implicat zona de competență a ANR-ului și ca tare îl rog așa să-și expună punctul de vedere acest sens. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc și eu. În primul rând vreau să luați notă că ne-a deranjat expresia dumneavoastră indolența ANR-ului și... Să știți că de când m-am înființat tot timpul deranjez și asta înseamnă că există. Nu, asta înseamnă că am depășit puțin în cadrul care ar trebui să fie deschis. Nu cred că de asta ne-ați chemat ca să ne aduceți aceste epitete și trec peste. În început mare rău să ne cramponăm în asta. O mică remarcă la ceea ce a spus domnul Franunel. E adevărat, are perfectă dreptate și dumnealui și doamna de la Ropeca că, într-adevăr, soluția nu este impus. Nu. Deși o conexiune extinsă și corect făcută nu face altceva decât să regleze prețurile și asta înseamnă o deschidere adevărată a piețelor. Dar apreciez că, într-adevăr, are perfectă dreptate, soluția nu este importul, ci având în vedere resursele masive de gaze pe care le are România, atât onshore cât și offshore, într-adevăr, acesta este soluția corectă pentru România în viitor. Doar că am remarcat în acest an un comportament pe care noi încă ne întrebăm, adică, presupunem că știm, dar studiem să ajungem exact la izvorul acestui comportament și anume, am observat că în acest an cei doi producători au stocat gaze masiv cu 22% mai mult decât anul trecut pe vremea asta. Este vorba de peste 2 teravați-oră. Gaze pe care le-au stocat cu mult peste obligația de stoc și pe care ar fi putut să le dea în piață. În condițiile în care producătorii preferă să stocheze gazele și să nu le dea în piață și după aia vorbim de faptul că producătorul este în primul rând spre piață și după aia spre export, am câteva dubii. Ar trebui și aici să lămurim de ce comportamentul în acest an s-a dus spre a tezauriza gazele și nu a le scoate la ofertare în piață. Sigur, răspunsul va fi fundamentat și bănuiesc corect. Eu aș vrea să mă refer la un lucru pentru care, de fapt, am venit aici, și anume pentru că s-a invocat ca sursă a multor distorsiuni din piață în acest an OUG-ul 114 și ulterior OUG-ul 19, care a impus un control al prețurilor pe piața Andro, a impus o fiscalitate mărită pentru operatorii din piață și alte lucruri, precum o rată de rentabilitate fixată administrativ de către Parlament,
Vreau să mă refer la acest subiect. Noi am avut în iulie, am primit de la Comisia Europeană un aviz motivat suplimentar. Aviz motivat suplimentar care a fost practic în baza unei cauze din 2012 care era în pending la Comisia Europeană, adică fusese trecut de etapa de infringement, de analiza Comisiei Europene, de etapa de comunicări și trebuia să fie trimisă cauza la Curtea Europeană de Justiție. Această cauză a fost înghețată în 2016 după apariția Ordonanței 64, care a fost agreată de către Guvernul României cu Comisia Europeană și a fost reactivată în acest an. Și nu a mai fost nicio etapă de comunicări, ci a fost direct emis un aviz suplimentar și anume cauza era pe restricționarea barierei în restricționarea exportului, bariere în calea exportului generate de alocarea cu prioritate a gazelor către segmentul casnic și încălzire pentru casnic. România, în baza acestui aviz suplimentar, a avut la dispoziție două luni, respectiv termenul limită era ieri, 26 septembrie 2019, termen de confirmare, de conformare, scuze. Urmând ca, dacă statul nu se conformează în ordinul, în termenul precizat de avizul suplimentar, cauza să rămână în analiză la comisie, care îi producea o iminență majoră de a fi trimisă la Curtea Europeană de Justiție. La Curtea Europeană de Justiție are loc un proces, o condamnare a statului sau nu. Dacă are loc o condamnare a statului, statul are un termen de conformare. Dacă nu se conformează, după aia statul împotriva căruia s-a pronunțat condamnarea este bun de plat și plătește o amendă. Nu are importanță, nu intru în amănunte. Vreau să spun că în urma acestui aviz motivat, care a vizat două segmente ale legislației românești, și anume legislația primară, articolul 124 din legea 123 privind obligațiile producătorilor și ordinul 52 al ANRE din 2019, care a fost dat în baza articolului 124. Practic, România avea două luni la dispoziție să modifice legislația, eliminând aceste două articole care au generat avizul motivat suplimentar. În paralel cu acest aviz motivat suplimentar, Comisia a activat și un infringement împotriva României generat de Ordonanța 114, care a cuprins, cum știți, mai multe domenii, nu numai bariere în calea exportului, ci a avut o gamă mai largă, a vizat și energia electrică. Și atunci, ăsta era doar primul pas. ANRE-ul, în urma acestui aviz motivat suplimentar, a pus în consultare publică un document de modificare a ordinului 52, care până în final își urma să-și înceteze valabilitatea în 31 martie 2020. Dar asta nu rezolva problema, întrucât izvorul ordinului 52 și alte restricții de acolo trebuiau modificate printr-o lege. În această perioadă, Ministerul Energiei, în colaborare cu ANRE-ul, au lucrat la, și bineînțeles, după întâlnirea avută cu toți factorii, cu toți operatorii din piață, atât producători, cât și furnizori de gaze naturale. În urma acestui proces a fost elaborată o propunere legislativă de modificare a legii 123, așa cum este ea amendată de Ordonanța 114 și Ordonanța 19. Această inițiativă legislativă a fost prezentată Comisiei Europene într-o videoconferință din data de 12 septembrie, care a avut loc la sediul ANRE. Aceasta împreună cu o inițiativă legislativă pe partea de energie electrică și pe partea de legislație de lege 160,
că acea contribuție de 2% a fost introdusă prin modificarea legii 160 de funcționare a NRE-ului. Și atunci toate aceste aspecte au fost prezentate într-o videoconferință, etapele concepute de către Ministerul Energiei în colaborare cu ANRE de eliminarea restricțiilor și de amendarea legii au fost prezentate în cadrul acestei videoconferințe. Comisia Europeană de principiu a aprobat intențiile autorităților române. Ulterior a fost trimis luni 23 septembrie a fost trimis de către Ministerul Afacerilor Externe un răspuns formal care a inclus inițiativa legislativă de modificare a legii 123 în sensul eliminării restricțiilor prevăzute de ordonanțele de care am amintit. Iar ieri a venit răspunsul de la Comisia Europeană că acceptă amânarea cu 3 luni a termenului de conformare de către autoritățile române, în urma analizei proiectului prezentat de către Ministerul Energiei și Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu ANRE. Pe partea de gaze naturale și pe partea de 2%, că pe partea de energie, sigur, și acolo este foarte important, dar sper că voi avea ocazia în alt cadru să vorbesc despre partea de energie electrică, dar pe partea de 2% există o inițiativă parlamentară, este înregistrat la Camera Deputaților un proiect de lege, precum știți, legea 160 este cu Senatul în rol de cameră decizională și atunci primul pas este introducerea inițiativei parlamentare la Camera Deputaților. A fost săptămâna asta înregistrat acest proiect legislativ de abrogare a taxei de 2% începând cu data de 1 ianuarie 2020. Noi sperăm ca această inițiativă să aibă un parcurs rapid și drept, în așa fel încât la sfârșitul anului 2019 să fie legea emisă. Privitor la modificarea legii 123, autoritățile române au propus un program de liberalizare completă a pieței angro și a pieței cu amănuntul în 3 etape. În prima etapă, care cuprinde perioada până la 31 martie 2020, cantitățile de gaze cu preț de 68 de lei alocate de către ANRE în baza ordinului 52 vor rămâne așa cum au fost alocate, întrucât contractele au fost încheiate și au produs în mare parte efecte. Iar o intervenție în acele contracte ar crea mari distorsiuni în piață și creșteri masive și crize artificiale în piața de gaze. Ca urmare, Ordinul 52 își va produce efecte până la data de 31 martie 2020. Perioada 1 aprilie 2020, 31 martie 2021, așa este propunerea. Nu știm dacă ea va fi adoptată, eu acum nu pot să vă spun decât propunerea. Propunerea este ca în perioada 1 aprilie 2020, 31 martie 2021 să fie o perioadă de tranziție în care producătorii vor asigura la preț reglementat 50% din necesarul consumatorilor casnici și a producătorilor de energie termică pentru populație, urmând ca restul de 50% să fie asigurat de către furnizori și clienții direcți din piața concurențială. Tot în acest an, ANRE împreună cu toți factorii implicați din piață va emite un așa numit program de gas release care va înlocui obligațiile de tranzacționare prezente impuse în prezent în legislație și anume cele impuse atât producătorilor cât și furnizorilor de a tranzacționa o cantitate minimă de 50 respectiv 40% din piețele centralizate. Acest program de gas release
ANRE-ul îl vede implementabil la 1 aprilie 2021, urmând ca toate condițiile de ofertare, de tranzacționare, de structură a produselor oferite pe piață să fie stabilite în cursul anului 2020 și convenite cu toți factorii de piață. De asemenea, tot în acest an se va lua o decizie privind durata de aplicare a unui astfel de program de gas release. Începând cu 1 aprilie 2021, piața va fi absolut liberă, în sensul că achiziția se va face în regim concurențial de pe piața anglo, iar furnizorii vor furniza gaze naturale clienților finali la fel în regim concurențial. Practic va dispărea noțiunea de piață reglementată atât pe anglo cât și pe piața comună, începând cu 1 aprilie 2021. Tot în cursul anului 2020 așteptăm ca autoritățile române să reușească să definitiveze mecanismul de protecție a clienților vulnerabili, pentru că și în viziunea ANRE clienții vulnerabili sunt cei care trebuie ajutați, iar menținerea unui preț reglementat pentru toți clienții, chiar și pentru cei care nu au nevoie de o protecție, nu mi se pare corectă. Ca urmare, am vrut să vă prezint, din punctul de vedere a autorității, pașii făcuți până acum. Speranța noastră este cumva rolul ANRE-ului se termină, cel puțin deocamdată, aici, în procesul legislativ, întrucât, sigur, ultima și cea mai grea etapă trebuie parcursă de către factorul legislativ din România. La ora actuală, Ministerul Energiei, în colaborare cu ANRE, a depus amendamente la Senat, amendamente pe un proiect existent de modificare a legii 123 și amendamentele propuse sunt exact cele pe care vi le-am expus acum. Aceste amendamente vor fi luate în discuție marți la Camera Decizională din Senat, după care, Camera Raportoare, după care noi sperăm că în cel mai scurt timp să fie adoptat proiectul legislativ în plenul Senatului. Urmează etapa cea mai grea, corroborat și cu faptul că urmează o perioadă politică intensă, și anume cea de validare a proiectului legislativ în Camera Deputaților, care este cameră decizională, după care să meargă la promulgare. Noi sperăm că împreună cu toți factorii implicați în sectorul gazelor naturale și energiei electrice să reușim să convingem autoritățile că această decizie trebuie luată în acest an. Și anume decizia de a modifica legislația. Atât legea 160, care ar trebui să implice abrogarea 2%, cât și legea 123, care să consfințească un calendar de dereglementare atât pe gaze cât și pe energie electrică, în așa fel încât în anul 2021 să fie piețe concurențiale atât pe gaze naturale cât și pe energie electrică, cu o protecție pentru consumatorii vulnerabili. În linii mari, cam asta am vrut să vă prezint eu. Dacă sunt ceva întrebări și pot să răspund, și nu sunt foarte multe, sigur. Deci, Valentin, că s-a înscris primul, te rog. Valentin Ionescu. Și ce am înțeles eu, care nu sunt trader în piață, n-am specializare. Eu nu am observat, eu nu știu cel puțin, dacă există o analiză pe latura cerere. Există? Există, există făcută de
Consiliul Concurenței în 2016. O analiză pe latura cererii pentru toate categoriile de consumatori, doar pentru cei vulnerabili. Atenție. Deci asta ține de modul în care tu îți stabilești și modelul econometric. Că despre asta discut mai întâi, da? Când analizezi o piață energetică, deci ai latura cererii, ai latura ofertei, iar latura ofertei se dimensionează, se conturează în funcție de cererea agregată, nu oricum și la întâmplare. Bun, ai o analiză pe constrângeri externe, pentru că nu stai în izolație. Și bineînțeles că ai modelarea macroeconomică, îți spune aici ce anume te duci și îți dă niște indicatori. Fiecare latură, pe fiecare latură când construiești modelul econometric, ai niște indicatori anume. Aici s-a discutat, vă dau un exemplu foarte mult, pe latura ofertei, dar fără să se ia în considerare cam cum ar trebui configurată latura cererii. Alții au discutat numai despre asta. Noi avem în continuare, de asemenea, o neclaritate în ceea ce privește prețul, care mie mi se pare elementul de pornire în toată discuția asta, nu doar pentru că e tema conferinței, ci pentru că prețul, știm foarte bine, include o informație esențială. Aceasta a discutat depinde de lichiditatea pieței, care e legat de ce spuneam mai devreme, și cred că trebuie să facem un efort deosebit întâi să clarificăm cum anume definim această lichiditate, nu doar în funcție de indicatori de volum, respectiv de număr de participanți sau cât se tranzacționează în valut la un moment dat, ci și în funcție de costul de tranzacție. Asta este un element foarte important, costul de tranzacție, pentru că dumneavoastră, fiecare, la un moment dat, așa, ați amintit întreagă de acele costuri de tranzacție explicite, nu de acele costuri de tranzacție implicite, și care intervin în momentul în care se negociază ceva. Atenție, da? Costurile de tranzacție explicite pot fi indicate de transport sau mai știu ce. Bun, acum noi, din păcate, însă avem două tipuri de constrângere. Unele sunt niște constrângeri de natură legală, și nu mă refer aici doar la renta de monopol, pe care o au anunțe companii de stat. Sunt constrângeri legate de liberalizarea pieței, despre care a vorbit domnul președinte mai devreme. Avem, de asemenea, constrângeri legate, introduse tot prin reglementări, impuse firmelor din industria energetică în sfera fiscală și care sunt încovărătoare. Eu știu acum, le văd direct, că sunt și consiliul de administrație la o firmă. Anul ăsta, în structura cheltuielor de exploatare, cheltuielile cu energie au crescut cu 33%. Deci, vreau să vă spun că ne-au depășit așteptările. Credeam că pe salarizare, adică cheltuielile de personal au fi mai mari. Dar cheltuielile pe gaz, firma lucrând ca materie primă și cu gaz, sunt foarte ridicate și trendul este în creștere, în condițiile în care piața are aceste constrângeri pe care eu doar am descris așa, foarte prost. Acum, referitor la, că se amintea aici, de stimulente. Dom'le, nu trebuie da niciun stimulent să ne iasă din față de azi. Piața nu are nevoie de stimulent. Piața are nevoie să funcționeze liber, fără constrângeri. Stimulentele și le creează fiecare, nu statul să dea nu știu ce stimulent. Pentru că dacă tu dai un stimulent, automat stimulentul ăla este corelat cu o constrângere. Deci ce dai la unul, iei de la altul. Să fie foarte clar asta. Deci piața, cel puțin sub aspect fiscal, trebuie să fie neutral. Apoi, în ceea ce privește latura ofertei și influența costului tranzacției. Noi știm foarte bine și cred că oamenii care lucrează în piață știu mai bine decât mine, că infrastructura are și ea un rol aici. Și cum de pildă, s-a discutat de gaz lichefiat mai devreme. Nu în mod întâmplător, un gaz se duce în Grecia. Din Marea Neagră știm că nu poate să treacă nave cu gaz lichefiat, pentru că Turcia păstrează niște constrângeri în momentul de față, da? A fost proiectul Agri care a căzut. Prin urmare, trebuie să avem ceva mai multă imaginație și să vedem unde ne putem interconecta la un terminal de gaz lichefiat. În momentul de față, eu știu că există vreo 12 astfel de terminale în Europa, pe import, da? Și doar vreo 3 în Europa Centrală și de Est, cam toate la Marea Baltică. Nu știu ce se întâmplă în construcție în momentul de față, dar e o problemă.
În sud. Și unul în Grecia. Unul în Grecia care, să spunem... Două vor fi și patru în Turcia. Și în Croația, acum două zile, a fost deschis un nou terminal de gaz. Asta ne-ar putea ajuta, într-adevăr. Dar eu nu știu ce politică are statul român, care în momentul de față are o singură idee fixă cu Broia. Atât, nu știu de altceva. E foarte bun Broia, ok. Da? Ok. Cere... Da, scuze de... Da. Deci, se judecă așa, ușor unilateral. Deci, revin, deci avem probleme instituționale foarte mari și la partea de preț sunt pe mai foarte multe lucruri. Iar eu insist pe analiză pe latura cererii, pentru că nu avem cum să redimensionăm latura ofertei în momentul în care au fost eliminate acele constrângeri care există de 2 ani încoace. Sunt curios să văd Institutul Național de Cercetare pe ce a lucrat, înțeleg că a făcut o prognoză pe 30 de ani, am înțeles bine, dar sunt și eu curios și vă pun o întrebare. Cum puteți să faceți o prognoză pe 30 de ani? Hai că resurse naturale ar mai merge, dar piața evoluează atât de rapid, încât n-ai cum să faci prognoză decât pe 3-5 ani. Cum puteți să faceți pe 30 de ani? Niște orientări direcționale. Aia ceva, dar nu e măsurat nimic acum. Adică eu imaginează. De la resurse, la nevoile și evoluție. Adică pe latura oferte, asta se face. Și pe latura oferte și pe latura consumului pe perioada anterioară și pe celelalte ritmuri de dezvoltare economică. Nu puteți să faceți pe latura cererii, nu puteți să faceți pe 30 de ani. Nu, nu, n-am spus asta, nu pe 30 de ani. Sunt niște orientări care pornesc de la datele, cum vă spuneam, de dezvoltare a celorlalte ramuri ale economiei naționale, care au fost obținute pe cale... Domnul Câlea, mă scuzați că vă întrerup, o să continuăm. Domnul Dumbrăveanu, se va retrage și știu că mai existau două întrebări, Aura Săbăduș și domnișoara. Vă rog, Aura, te rog. Întrebarea mea pentru domnul Dumbrăveanu e de ce trebuie să avem o perioadă de tranziție din 2020 până în 2021? De ce nu se poate ridica reglementarea acestui preț imediat după 31 martie? Și a doua, dacă se va face această perioadă de tranziție, vor fi alocate din nou gaze pentru acele 50% despre care vorbeați dumneavoastră? Deci continuăm această situație? Cine estimează costurile? Care sunt costurile, dacă s-a estimat vreodată? Da. Perioada de tranziție a fost propusă din două motive. Primul motiv ar fi ca să nu existe o creștere bruscă de preț. Păi deja avem o creștere foarte... Unde avem? Eu vorbesc de creșterea la clientul final. Deci, pentru a evita o creștere bruscă de preț la clientul final casnic, care are un input de 68 de lei comparativ cu un preț previzionat de intrare de 115 lei, cum s-a tranzacționat în ultima perioadă pentru anul gazier 2019-2020. O trecere bruscă la liberalizarea pieței ar însemna o creștere masivă de preț, exact în... În perioada de iarnă. Eu nu vorbesc de alegeri, bine, dumneavoastră puteți vorbi orice, eu nu-mi permit să vorbesc, să ating la factorul politic, pentru că chiar nu-mi permit. Eu vorbeam doar de sezon, de sezonul rece. Și atunci, asta coroborat cu faptul că asta este, deși vorbim de cel puțin 10 ani de un mecanism de protecție a vulnerabililor, acesta nu există, ori măcar dacă ar exista un astfel de mecanism care să permită celor care nu își pot permite să-și plătească facturile, că oricât de înclinați am fi toți, că și eu respect foarte mult înclinația celor din sală pentru o economie liberă, fără bariere, fără restricții și care sunt motorul investițiilor. Dar să nu uităm totuși că lăsăm la o parte cum au fost luate aceste măsuri și de ce au fost luate aceste măsuri. Realitatea este că au fost luate. Altă realitate este că gradul de sărăcie energetică în România este extins. Sunt milioane de gospodării afectate de sărăcia energetică, ori o creștere bruscă a prețurilor atât la energie electrică cât și la gaze naturale ar genera convulsii sociale și ar
creat distorsiuni puternice în piață. Știu, dar lăsați-mă să vă spun că eu v-am ascultat, eu sunt președinte, sunt director general și nu v-am întrebat. Mulțumesc frumos, puteți să mă lăsați. Da, o să-l fac, dar nu pentru că sunteți director general, pentru că sunteți o persoană. Da, vă rog, continuați. Poate mi-ar fi plăcut să fiu președinte, poate nu, dar nu sunt decât director general. Vă rog, continuați. E adevărat, îl reprezint pe președinte. Ce vreau eu să spun este că motivele pentru care a fost propus o perioadă de tranziție sunt cele două, legate de asigurarea unei creșteri graduale de preț la clientul final casnic și cel legat de, punerea la punct a unui mecanism de protecție pentru clienții vulnerabili, care în mod sigur vor fi afectați de aceste măsuri, având în vedere că ele sunt atât pe energie electrică cât și pe gaz natural. Da, vă rog. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva precizări în sprijinul celor spuse de domnul Dumbraveanu. Ca furnizori, noi susținem această liberalizare a pieței, credem în virtuțile pieței libere, dar suntem de asemenea conștienți de necesitatea unei abordări graduale. Procesul de liberalizare a pieței de gaze a început prin 2004. Eu lucram atunci la acest subiect, asta poate mai devreme. 1999. Nu, a fost 2003, da. Înainte de aderarea la Uniunea Europeană. No, 2004 a și legea, când exact. Am avut o lege, mai lucram pe ordonanță de urgență. Da. Deci au trecut 15 ani. Chiar 20. Nu m-aș fi gândit acum 15 ani, după măsurătoarea mea, că vom ajunge peste 15 ani să discutăm cam aceleași subiecte despre liberalizarea pieței gazelor. Bun, suntem aici. În condițiile în care avem o piață angro nefuncțională, avem un consumator final, un consumator casnic neprotejat de instrumente de, de protecție socială care există pe alte, în alte țări. Am făcut o comparație, m-am uitat la cifrele de preț. România, dacă te uiți la prețul nominal al gazelor, nu stă foarte rău, este în a doua jumătate pentru populație, este în partea a doua a intervalului a țărilor europene. Dacă te uiți în termen de putere de cumpărare, este pe locul 3, cu cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană. Deci, pentru consumatorul final, prețul gazului este într-adevăr unul semnificativ, repet, raportat la alte țări europene. De aceea am insistat și discutăm prin asociația noastră. Am discutat cu autoritățile, cu ministerele, cu ANR-ul. Am discutat mai ales cu, la nivelul Guvernului și Ministerului Muncii, Ministerului Energiei, despre acest consumator vulnerabil pe care trebuie să îl definim și să găsim resursele pentru a acoperi această nevoie. Nevoia de financiar aici, probabil că se ridică undeva la între 1 și 4 miliarde, am văzut diferite estimări de lei. Este o sumă de lei, da, am văzut mai multe estimări. Depinde cum definește acest mecanism. Suma este una incredibil de mare pentru presiunile la care este supus acum bugetul național. Deci, haideți să stăm împreună la masă și să vedem cum facem piața funcțională și exact cum spunea domnul Dumbraveanu, cu acest program de gas release, prin care cu regularitate producătorii să pună cantități pe piață, după care să avem o protecție, în paralel avem o protecție pe partea de consumator vulnerabil și dacă ne ținem de un program și facem asta într-un an de zile și ne uităm la cei 20 de ani scurși așa cu hopuri, eu cred că vom fi într-o situație foarte bună în aprilie 2021. Da, e un punct de vedere, vă rog, ultima întrebare, domnul Dumbraveanu, în cer. Am înțeles că a acceptat 3 luni de lei pentru a pune în aplicare măsuri, dar am înțeles dacă a fost de acord și cu măsurile sau ce înseamnă acordul în principiu.
Și a doua întrebare, acel guest release program de care vorbeați, dacă va face și el parte eventual din pachetul legat de cele trei luni, mai ales în contextul necesității unei predictibilități a legislației sau cel puțin limitarea în timp, principiile lui, dacă vor face parte tot din pachetul. Ok, mulțumesc. Cele trei luni acordate României nu au fost acordate pentru ca în cele trei luni să asistăm la o deliberalizare, la o liberalizare completă a prețului în piață și la o eliminare a tuturor restricțiilor. Comisia Europeană nu își poate imagina așa ceva pentru că știe că o astfel de măsură ar fi cel puțin nesăbuită și dacă la un moment dat a fost luată o măsură care poate nu a fost fericită, o măsură de genul ăsta ar fi și mai nefericit acum. Cele trei luni, evident, Comisia Europeană a citit documentul despre care noi acum, despre care eu acum v-am relatat, l-a văzut, este exact documentul cu amendamentele propuse și a acceptat propunerile făcute de către Ministerul Energiei și ANRE și cele trei luni sunt pentru ca să vadă cei de la Comisie că noi, într-adevăr, am adoptat această legislație. Deci, cele trei luni au fost date statului român ca să facă ceea ce a zis că face. Mai precis, în aceste trei luni de zile, statul ar trebui să emită legislația ca să pună în aplicare programul prezentat de către Comisie. Evident că acel guest release este prevăzut, dar nu într-o formă foarte detaliată, pentru că nimeni nu știe cum va arăta acest program și nu ne-am permis să-l facem noi, ci noi dorim să avem o perioadă destul de largă de consultări. Evident că este prevăzut în propunerea legislativă înaintată. Dar este în lege prezentat la modul schematic, urmând ca în legislația secundară, în urma unei largi consultări publice, ANRE-ul să emită o reglementare, un ordin, care să prevadă exact etapele acelui plan de guest release, durata lui, planul și noi dorim ca la elaborarea lui să participe atât producătorii cât și furnizorii și cu drepturi și obligații de ambele părți. Da, Sania? Și eu aș vrea să comentez, domnul Dobrogean, ați făcut acum un anunț foarte important și aici am o sugestie, o rugăminte că la consultările acestor acte normative de mare importanță pentru noi să fie invitați nu numai Romgaz și Petrom, dar și entitățile asociative, că, de exemplu, asociația pe care le reprezint nu a fost invitată la discuții și cred că acum, în momentul în care trebuie să reparăm ce s-a întâmplat mai devreme, trebuie să ne bazăm pe un dialog și pe consultare cu industrie și cred că acolo e cheie. Îmi însușesc sfatul noastră. Eu doar vreau să precizez că toate documentele care au fost în consultare publică au fost puse pe site-ul ANRE, au fost accesate de către toți cei interesați, iar la ședințele de dezbatere au participat toți cei care au înaintat ANRE-ului propuneri, recomandări sau critici. Faptul că nu a fost cineva invitat, ROPEP ca sau altă asociație în mod distinct, sigur, o să luăm în considerare lucrul ăsta, dar să spun că nu aș vrea să creadă că a fost vreo restricționare. Noi am primit întotdeauna pe toată lumea și sunt de obicei prezenți câtva furnizori sau producători foarte mici, dar foarte activi și întotdeauna au fost prezenți. Dar, sigur, noi de data asta ne gândim că poate în prealabil, înainte de a constitui acel document care să fie pus consultării publice, să încercăm un grup de lucru la care să fie prezenți cât mai mulți și această consultare să fie înainte de a emite proiectul de document. Da, o sugestie este, pentru că postare pe site nu neapărat cred că cea mai eficientă cale de comunicare. Dar acum doar un comentariu la ceea ce a fost spus mai devreme referitor la preț și
plătit pentru consumator. Dacă ne uităm la niște cifre obiective postate de Eurostat pentru ultimul semestru anului 2018, atunci când au intervenit toate aceste măsuri, consumatorul casnic în România plătea al doilea cel mai mic preț pe gaze naturale în Europa. Al doilea cel mai mic preț. În același timp, în acest preț plătit, românii plătesc cea mai mare parte a impozitelor și taxe. Dacă media europeană, în componentă prețului plătit de consumator casnic, are medie de 25%, consumatorul român plătește 40% impozite și taxe specifice în prețul plătit pentru gaz. Ca să înțelegem care este partea producătorului, care e partea leului. Și aici, întorcându-mă la comentariul despre stimulente. Nu era vorba despre stimulente că producătorul își cer niște bani sau niște facilități. Vorbim despre măsuri necesare ridicărilor barierelor. Vorbim despre situații în care un producător primește un volum de obligații semnificative în timp de 3-5 ani să investească 50 de milioane, 100 de milioane de euro și în aceste condiții n-are posibilitate să investească acești bani. Trebuie să se lupte cu autorități, cu autorizări, cu drumurile, cu firme, cu lipsă drumurilor, cu lipsă infrastructurii. Și nimeni nu te întreabă dacă ai această condiție să-ți îndeplinești obligații. Și dacă nu ai această condiție, poți să sfârșești în arbitraj internațional. Acolo unde trebuie să plătești toată suma investițiilor neefectuate la bugetul de stat. Și eu nu cred că asta este cea mai eficientă măsură de a crește venitul la bugetul de stat. Da, mulțumesc, că îmi cer scuze, n-am vrut să o întrerup pe doamna Melnicenko. Domnul Dumbrăveanu a anunțat încă de la începutul dezbaterii că la ora 12 va pleca. Ca atare, mă rog, asta a fost situația. În același timp, aș vrea, imediat vă rog, aș vrea și eu să fac un comentariu la ce spunea doamna Dragu, această pondere pe care gazele naturale o reprezintă în bugetul familiilor. Și care, într-adevăr, pentru familiile sărace, ea ajunge undeva către 28-30%, deci o pondere importantă, dar e un indicator important de care trebuie să ținem seama, dar trebuie să avem în vedere că sunt alte aspecte sau alte costuri pe care aceleași familii sărace le suportă și care au o pondere și mai mare. Și aici m-aș duce la cea mai mare povară care este pe oricare familie, și anume povara fiscală, care este deosebit de mare. De aceea nu cred că trebuie să tratăm elementele doar dintr-un punct de vedere, ci trebuie să le vedem în ansamblul lor și să lucrăm la toate deodată și nu doar la părți din ele, pentru că nu ne atingem dacă nu în scop. Vă rog. Sorry, Mr. Nisi. Just to comment on the gas price. I think on the household, I think they're saying, okay, we keep the price stable for the household. What we are doing is we cross-subsidize the industry, pay a higher price to subsidize the household market because we have defined priorities customers. So somewhere inflation will go up and the customer will pay at the end. So I think the cross-subsidize is not a solution for Romania. You don't protect the household customer by doing that. In fact, you will see in the inflation. So that's really, I think, one comment. And the vulnerable customers, yes, we don't understand why you need another 12 months or 15 months to define vulnerable customers. It's exactly. Not acceptable. Absolutely. And that's something which is, I don't understand the point of that. We are going to subsidize people who have a swimming pool in north of Bucharest, and that's, and also the district heating with 50% losses. We continue to subsidize something where we should invest instead of subsidize. And I think it's to ask the gas industry, which invest every year in terms of energy efficiency, reducing the flare, to be more efficient. And we say to this industry, you have to subsidize district heating, which don't invest and have 50% losses. There's something wrong at the end. And the state is losing the tax on the gas as well by subsidizing the household market. So it's not the solution. And I think to delay again doesn't help the Romanian economy. It doesn't help the Romanian consumers at the end. So I think the vulnerable customer needs to be defined, and you need to stop the cross-subsidize, because you see today the gas price, the Russian gas price, is mainly paid by the industry and not by the, before it was
share between all segments of the consumers. Now you could, there was a, Mr. Avilets mentioned, you could reduce also potentially the, this, it's not, it's also strange that this gas price, Russian gas price is higher here than in Hungary, but because there is no obligation for the household suppliers to have a long-term contract with Russian, which is the case in Hungary. You know, that's why the gas price is lower, because there is a long-term commitment, there is a commitment in terms of quantities, in term, and therefore there is a price linked to that. But yeah, here we have a very flexible Russian gas, it's true, you know, you can take whatever you need, but you pay the price. Pay. It's normal. Da, te rog, Aura. Dacă îmi permis, aș dori să adaug față de ce a spus domnul Lui și mulțumesc că ați menționat faptul că de ce ne trebuie un an, doi ani ca să definim consumatorul vulnerabil când asta ar putea fi făcut în următoarele luni. Același lucru vă întreb, de ce trebuie să reglementăm sau să continuăm o perioadă de tranziție când am putea foarte bine, în primul rând, să să finalizăm legislația cu privire la producția, la producția domestică. Deci, în sfârșit, să-i încurajăm pe producători să înceapă să producă și să aducă gazele pe piața locală în așa fel încât să scadă prețurile. Și, în al doilea rând, de ce nu mărim capacitățile de interconectare cu Ungaria, cu Bulgaria, cu Ucraina, nu? Pentru că tocmai aceste capacități de interconectare și de import ne vor permite să beneficiem sau să profităm de descreșterea prețurilor din Europa Centrală, care acum, așa cum am arătat, se duc în jos datorită fluxului de gaze lichefiate. Deci de ce nu profităm de contextul global și regional? În loc să continuăm această perioadă de tranziție. Nu văd deloc scopul acestei perioade de tranziție. Vreau să spun numai, vă duc un unghi, să discutăm într-un unghi macroeconomic. O creștere a prețului pentru gazul consumatorului final de 30%, 50%, înseamnă inflație imediat. Înseamnă inflație în ziua următoare și înseamnă și tot felul de runde secundare de creșterea inflației. Deci, după care asta înseamnă imediat creșterea ratelor dobânzilor, înseamnă deprecierea monedei. Deci aceste măsuri trebuie luate cu cap, corelate, cum bine spune Aura, desigur, cu toate celelalte măsuri, interconectare, așa am început discuția, nu interconectare, producție internă, dar haideți să facem aceste toate măsuri, să le punem pe masă și să le atacăm pe toate, nu să mergem într-o singură direcție, care va conduce la efecte negative asupra economiei. Ce vă spuneam, nu vrem ca consumatori, ca reprezentanții companiilor, să vedem că se iau măsuri care accelerează dezechilibrele economice ale României și știți bine că suntem pe o pantă descendentă a ciclului economic deja. Da, tocmai acest preț reglementat a creat aceste distorsiuni și am văzut în graficul pe care l-am prezentat că până și prețul reglementat, care e un preț efectiv populist, e mult mai scump decât prețul piețelor descentralizate. De ce trebuie această perioadă de tranziție? Deci eu aș vrea doar, după aceea vă dau cuvânt, aș vrea doar să-i răspund doamnei Dragu. Din calculele mele, și o să fac și o prezentare, pentru că special am zis că să o las mai la urmă, dacă mai am timp o fac, dacă nu, asta e, mă sacrific. O să vă arăt un grafic care astăzi mi-a fost confirmat ca și cifră, inclusiv de domnul Ionescu. Deci din calculele mele, creșterea de preț pe piața românească în acest an până la sfârșitul anului este de 33%. Deci noi discutăm de ceva ce avem deja. Cu anul trecut. Deci noi discutăm să nu facem ceea ce avem deja. Cum adică să nu facem ceea ce avem acum? Iar elementele acestea nu sunt determinate nici de criza din Ucraina, nu sunt determinate nici de explozia din Arabia Saudită, nu sunt determinate nici de o vreme deosebit de rece, nu sunt determinate de nimic altceva decât de un act normativ care se numește OUG 114. Adică noi nu vrem să facem ceva ce avem acum. Da, Alexandra, te rog. Cred că era important ca între dumneavoastră să se regăsească, măcar ca imagine, ca mesaj,
afișat, faptul că și consumatorul are un rol important, un rol poate egal cu ceilalți actori din piață, în piața de energie și de gaze naturale. Faptul că întrebați foarte insistent de ce nu se poate din seara asta, de mâine, de la noapte, să se renunțe la acest OG 114 sau aceste reglementări care, într-adevăr, nu au fost, din punctul meu de vedere, nu au fost foarte benefice, dar de ce nu se poate renunța imediat? Am să vă dau eu un răspuns din perspectiva personală a unui cetățean. Faptul că mâine ar putea veni cu un preț dublu la gazul natural, mă va afecta pe mine personal. Trebuie să recunoaștem ceea ce este scris și în Constituție, faptul că România este un stat social, fie că ne place nouă, cei care trăim într-o pătură socială, cel puțin medie, suntem un stat social. Iar faptul că vorbim cu atâta lejeritate despre creșterea unui preț absolut brusc, ne arată că înțelegem. Dar ce garanție aveți că va crește prețul brusc? De și unde știți? Eu nu susțin să se mențină aceste reglementări deloc, dar susțin această lejeritate să crească gradual. Prețul a crescut tocmai din cauza distorsiunilor. Dar revenirea la dereglementare trebuie să se facă natural. Deci, haideți că nu este subiectul neapărat al discuției. Reglementarea mâine, uite cum spune... Bine, mâine e impropriu, pentru că sunt niște acte comerciale în derulare, mâine e impropriu. Ideea este să nu ne mințim din nou cu aceste amânări, peste un an, peste doi, peste trei, și în 2021 vine nou guvern și o să zică, dom'le, păi stai că vechea moștenire ne-a dat treaba asta, deci noi mai ne trebuie 4 ani. Păi nu avem scenariul ăsta de 20 de ani tot timpul. Cum argumentați că nu va crește prețul? Asta ar fi destul de... Și că nu există nicio garanție pentru consumatorul pasnic că va descrește prețul. Nu există. Numai puțin, Valentin. Problema e în felul următor. Eu, pe analizele făcute și publicate, în 20 de ani, sau dacă vreți din 2004, de când e 351, sau când era 351, ori de câte ori statul a intervenit, că a fost criza din 2009, că a fost 2012, că a fost 2016, ori de câte ori, pe termen lung, deci nu pe termen scurt, dar pe o perioadă de 5 ani de zile, 7 ani de zile, consumatorul casnic a ieșit mai prost. A plătit mult mai mult decât dacă era pe o piață liberă. Și atunci când am argumentele cifrelor să mă duc pe o ipoteză că nu se întâmplă același lucru acum, îmi pare eu, nu pot. Vorbeam mai aici. Am înțeles că e un cross-subsidy. Producătorii fac exact, cross-subsidy. Exact. Dar chiar la 68 sunt, înseamnă că dacă atât de mic e prețul real, înseamnă că producătorii sunt ok cu 68, nu? Eu sunt convins că, de exemplu, dacă nu era 114, de la 115 la 65. Nu, eu spun că prețul trebuie să scadă de la 157, cât e prețul final care îl plătește omul, la 120. Eu asta spun. Deci noi jucăm pe niște mize false. Jucăm pe marfă și nu pe prețul final. Ce plătește Alexandra e prețul final. Cu ineficiența mare pe distribuție, pe transport, pe magazinare, pe taxe aiurea puse. Despre asta discutăm. Deci noi ne uităm, de fapt, în zona greșită. Și nu o să se întâmple nimic decât dacă ne orientăm discuția către realitate. Eu considerați că trebuie să fie reduse tarifele care vin... Eu zic că sunt obligatorii. Nu reduse administrativ. Reduse prin eficiență, reduse prin un management bun, reduse prin performanță. Eu asta spun. Pentru că nu se poate pe o stradă de 700 de metri... în condițiile în care există conducte, inclusiv în România, care funcționează de 100 de ani, la fiecare 10-15 ani să le schimbi. Nu se poate asta. Și asta se întâmplă multiplicat de 36.000 de kilometri cât sunt în România. Da, scuze, eu sunt moderator, am intrat în pielea, deci mă întorc la moderator. Domnul director general, te rog. Cred că mai puțin contează în acest moment. Ideea este că aș fi avut o invitație care nu are neapărat strictă legătură, dar am pierdut ocazia să o adresez și mă cred în tine că eu adresez dumneavoastră. Faptul că trebuie o traducere în termeni
ușor de înțeles a codului rețelei pentru consumator. Acest cod al rețelei se modifică foarte des, este extrem de tehnic chiar și pentru persoanele care sunt din domeniu și cel mai mare efect este în factura consumatorului, mai ales industrial. Deci ca să fiu rău până la capăt astăzi, cred că primul nu trebuie pentru ANR un terminologie și tradus codul rețelei. Da, vă rog, Valentin, te rog. Aș vrea să văd că ne-am încinstare cu chestia cu prețurile. Apropo de... Eu și cu doamna Dragoa am mai fost în vârfă și facem niște lucruri. Acum, când liberalizezi prețul, tu faci o măsurare a impactului, fără îndoială, înainte de asta. Și ții niște măsuri premergătoare. Unele sunt strict de natură economică, altele sunt de natură socială. De pildă, pe partea de grup vulnerabil, știm că există alocație de susținere pentru ajutoare de încălzire, deși poate nu este suficient, dar ai pe latura cererii posibilitatea de a introduce acolo, de fapt, subvenția pentru grupul vulnerabil. Partea proastă este că guvernul nu este pregătit pentru așa ceva. Nu pentru că n-ai putea să liberalizezi pieții. Eu de pildă susțin liberalizarea pieții. Ei n-au făcut estimarea pe buget, nici măcar la FMG, venitul minim garantat, mă rog, cum se va numi, dar amite la componentele sale și la alte componente, da? Acolo trebuia umblat ca să știu ce fac în condiții în care, în momentul de spație, eu nu acopăr pe asistență socială decât maximum 300.000 de persoane și ar trebui să fie probabil undeva la 900.000 de persoane, să reținem treaba asta. Cât? Dar 900? Cam aproape 900.000. Deci ar trebui să ne gândim, să spunem, dom'le, ce fac pe partea de protecție a grupului vulnerabil. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să opresc liberalizarea prețului, să aștept până în 2021. Nu se poate așa. Și haideți să vă spun de ce. Și judec economic acum. Orice preț, și să zicem, zilele trecute am făcut analiză la medicamente, unde este o problemă în momentul de față, tocmai datorită plafonării prețurilor și taxe de clopere. Exact același lucru se întâmplă peste tot unde am prețuri reglementate. O mare inerție economică. De ce? Pentru că se presupune că prețurile vor crește, da? Ok, ar putea să crește, dar noi știm din economie că eu am o utilitate marginală, deci când fac analiza evoluției prețurilor care au anumită elasticitate, eu știu că la un moment dat ajung într-un punct unde el se plafonează, după care începe să se echilibreze. Eu, ca stat, ceea ce trebuie să analizez este perioada în care prețul este în urcare până la momentul la care se plafonează, ca să știu cum să intervin acolo. Eu vă spun dintr-o experiență guvernamentală, nu din altceva. Deci eu, perioada aia trebuie să o gestionez bine. Da? Că ei nu sunt în stare în guvern. Asta e treaba lor, domne, de-aia nu fac așa ceva. Și din alte motive. Deci eu trebuie să gestionez perioada asta pentru că prețul se echilibrează și știm treaba asta. Eu trebuie să las liber prețul ăla. Și cu cât am mai mulți furnizori în piață, cu atât situația se va echilibra mai repede. Asta este o logică, cum să spun, elementară, pe care o vedem exact acolo unde prețul este liber format, da? Acolo piața s-a echilibrat de la sine. Deci, repet, eu dacă n-am analiză pe latura cererii, că asta și spun la în care fac analiză pe preț, pe evoluția prețului și pe elasticitatea lui, eu n-am de unde să știu cât se va duce. Și vă dau un exemplu practic. Vorbeam înainte de a intra aici despre că sunt la o întreprindere materiale de construcții, unde pe structură mi-au crescut pe gaz cu 30%. O să mi se spună, bine, și ce faci mai încolo? Crești prețul, apropo de inflație. Crești prețul sau nu crești prețul? Păi nu crești prețul, pentru că în perioada de iarnă intervine factorul de sezonalitate. Prin urmare, cererea este scăzută la material de construcții, deci n-am spațiu să măresc prețul acum, exact atunci când am nevoie. Și în primăvară mă mai gândesc, pentru că am o concurență unde eu mă apropii de prețul lui. Prin urmare, eu trebuie să fiu atent la prețul. Deci calculul de acasă nu este același cu cel al celui care chiar este în piața, la actorul economic al atare, da? Prin urmare, ce măsuri eu aici? Ce măsuri eu aici? Apropo, și aici am un semn de întrebare, cineva poate să spun la utilitatea marginală. Da? Așa este, până unde? O privesc, până unde descrește. Ok, asta am vrut să spun mai devreme, dar atenție, că noi nu suntem organizați, de fapt, pentru liberalizarea pieței. Asta este problema esențială din punct de vedere.
Este și tema... Și avem un orizont. Cum anume trebuie abordată problema și am spus cum ar trebui abordată problema. Este și tema întâlnirii de astăzi, restructurare, tocmai în vederea organizării și a pregătirii. Ah. Te rog, te rog. Da. Cât de motivat este prețul piața europeană al gazului pentru noile investiții upstream? Posibile investiții upstream. Unde? România? Sau... Prețul de pe piața europeană al gazelor pentru viitoarele investiții upstream. Dacă mai este un motivat. În Europa? În Europa? Da, deci prețul din Europa. Păi... Nu, investițiile în România, despre care discutam ca o alternativă. Sania? Cât de motivat este prețul din Europa pentru noi investiții în abstinență? După cum am văzut eu și am înțeles din prezentare și din ceea ce am văzut eu astăzi dimineață, prognosticul pe decembrie la TTF a fost 18,6 euro, da? Pentru Baumgarten, probabil cu 5% mai mult, adică în jur de 20 de euro. Cu siguranță este mai mare decât 68 de lei pe megawatt, adică e un calcul foarte ușor și foarte lejer. Adevărul este că investiția într-un proiect petrolier, fie el de țeței, fie el de gaze, nu se face pe moment sau pe evoluție nici măcar pe un an a prețului. Este o investiție intensivă care trebuie să fie vizată o perioadă de 10 ani. Pentru asta vorbeam noi cât de importantă este stabilitatea. Încă o dată, deci este un proiect care are foarte multe factori de influență. Extern, internațional, intern și tehnice de sub pământ, subteran. Noi trebuie să le putem gestiona pe toate aceste trei componente. Dacă pentru o componentă internațional nu avem influența, cred că trebuie să ne uităm încă o dată, cum am zis mai devreme, acasă, ce facem noi, cum contracarem volatilitatea pieței internaționale, ca totuși investiție să rămână de interes pentru investitori. Investitorul întotdeauna se va gândi care o să fie return of investment sub condițiile riscurilor date, riscurilor de subsol, riscurilor de suprafață. Și aici vreau să felicit încă o dată pentru comentariul făcut mai devreme. Este, cred că, încă un rău care s-a produs aici. Piața, într-adevăr, nu a fost nici matură, nici poate în cea mai bună stare. Ceea ce s-a întâmplat, noi încă o dată am întârziat maturizarea acesteia cu încă o perioadă nedefinită. Deci dacă trăiam o perioadă în care puteam spune că piața nu era așezată, prin intervenția asta am amânat așezarea pieței cu o perioadă nedefinită. Într-adevăr, decât să ne gândim să aducem mai mulți producători, mai multă producție care să facă presiune asupra prețului prin exces de producție, n-am făcut altceva decât exact să lovim acolo. Și da, sunt de acord că consumatorul trebuie să fie în focusul nostru de atenție, al nostru ca societate, mă refer. Dar că povară grijei față de consumator nu trebuie să fie doar pe umărul producătorului. Producătorii plătesc, repet și am mai spus treaba asta, a fost introdus impozitul suplimentar pe venituri de reglementare prețurilor pe gaze naturale. În 2013 s-a introdus unul temporar care trebuia din acești bani suplimentari să constituie un fond de protecție celor vulnerabili. Foarte bine, producătorii s-au conformat și au virat banii la buget. Ce s-a întâmplat cu banii aceștia? A fost constituit acest fond? Au fost identificați repede și ajutați acești vulnerabili? Nu. Producătorii în continuare plătesc acest impozit, care, surpriză, surpriză, a fost nu numai prorogat, a devenit permanent anul trecut și cu încă o treaptă de impozitare. Corect. Da, foarte corect. Daura, te rog. Vreau să adaug aici că dacă România sau guvernul României nu va susține producția locală de urgență, România practic poate să piardă o fereastră de oportunitate foarte mare. Din două motive. Odată, sunt și alți producători regionali. Nu știu dacă urmăriți situația din Ucraina, dar în Ucraina au început deja să liciteze blocuri masive și Ucraina speră să-și mărească producția și chiar să înceapă exportul de gaze cu aproximativ 5 miliarde de metri cub. Asta e numărul 1. Numărul 2, și asta e și mai important, este importul de gaze lichefiate.
Deja am discutat, nu? Grecia are un terminal și urmează să-l dea în funcție pe al doilea terminal de la Alexandroupolis, iar Turcia are 4 terminale cu o capacitate de aproximativ 40 de miliarde de metri cubi. Dacă Turcia își deschide granițele și se pot face exporturi în reverse flow pe conducta transbalcanică, atunci, practic, nu mai este deloc profitabil să începem producția în România. Așa că, de asta vă spun, dacă în lunile următoare guvernul român nu va face absolut nimic să sprijine producția română, România poate să piardă această fereastră. Deci cum trebuie să facă? Producător nou nu va ține cont de aceste... Nu știu dacă ei iau în considerare... De fapt, atenționarea care s-a spus aici, de două ori cel puțin, este că în momentul de față producția, sau mă rog, resursele interne sunt o miză pe care ne putem baza și cu cât întârziem mai mult, cu atât această miză va juca în defavoarea noastră. Pentru că sunt probleme de natură fiscală, sunt probleme de natură geostrategică, geopolitică, dar să nu uităm, avem în față și directivele europene de clean energy. Ce spune clean energy? Spune 2030 începem să renunțăm la fosile. Deci încet, încet, chiar dacă acum în pole position este cărbunele, încet, încet urmează următoarele forme de energie și posibil ca în 2030 gazul natural să fie cel care Uniunea Europeană vine și impune diverse restricții pentru el. Păi și atunci noi când o să ne trezim? În 2050 când trebuie să plătim nu știu ce taxe? Domnul Dumitrașcu, vă rog, vă provoc la o discuție pentru că ca și expert în domeniul energiei aveți multe elemente și am ascultat și poziția noastră. Eu aș continua și aș merge puțin mai pragmatic și v-aș ridica o temă. Ce facem să extindem baza de consum? Da? Pentru că baza de consum odată extinsă, nu fac o teorie economică. Avem un cost unitar care se împarte la o cantitate mai mare și avem o intensitate mai mare pe rețele. Deci am suporta în unitatea de energie mai puțin cost. Și mă gândeam, practic, de vreun an de zile se tot strâng la ANR acei 2%. Probabil că în scurt timp o să dispară celebra ordonanță, dar fondul s-a constituit. Nu cumva ar fi bine ca acest fond să devină o facilitate prin care să încurajăm racordarea cât mai multor consumatori la rețele, să fie o facilitate revolving, de tip revolving, iar să se realimenteze. Și aici aș vedea două avantaje. Odată mărim baza de clienți, mărim consumul, intensitatea pe rețele, sigur, se modifică pozitiv din perspectiva prețului și mai departe, suportând o parte din sau integral tariful și taxele de racordare din acest fond de 2% și implicând ANR-ul, pentru că el gestionează momentul de acest fond, am ajunge și la un control mai bun al tarifelor, al taxelor de racordare, am ajunge să implicăm ANR-ul ca autoritate care urmărește în acord cu piața dezvoltarea acestea, nu ca autoritate pusă undeva în lateral, să dea amenzi. Care subjugă, da, și care călărește operatorii de sistem. Pentru că oricât ne-am străduit să găsim soluții tehnice, nu există permeabilitate din partea autorităților. Nu există dispoziția acestor autorități de a propune autoreglementarea sectorului. Și eu cred foarte mult în autoreglementarea sectorului ca o cheie pentru a rezolva o parte sau o bună parte din problemele pe care le-am discutat și astăzi nu văd că am ajunge la un rezultat pozitiv. Și asta înseamnă o schimbare de optică. Da, mulțumesc, mi se pare foarte bună și interesantă. Sper să audă să ajungă la urechile celor care pot să facă acest lucru. Dar să știți că mai trebuie un lucru aici, sau mă rog, cel puțin, mai multe, dar cel puțin un lucru și mă întorc din nou la restructurare. Dacă branșamentul se va face în 2 ani de zile, că durează astăzi construcția unui amărât de branșament de un țol, atunci, din păcate, trebuie să ne imaginăm că acest boom de consumatori va veni exact în 2021,
când nu știm ce se va întâmpla cu piața. Adică trebuie lucrat și la o chestie cel puțin de bun simț. Nu poți să faci o amărâtă de țeavă de 7 metri în 2 ani de zile. Nu poți așa cum se întâmplă astăzi. Deci trebuie elementul legat de aspectele de infrastructură obligatoriu aduse cel puțin la elemente de bun simț, nu de normalitate, de bun simț în zona asta. Mihai, te rog. Aici ar mai fi niște aspecte. Ca autoritatea să folosească banii strânși, nu știu, în scopul extinderii rețelelor, în primul rând, autoritatea ar trebui să aibă un habar care e obiectul de activitate. Te rog să fii, sunt moderator astăzi și te rog să fii... Ce vreau să spun prin asta? Spre exemplu, pe branșamente extinderi de rețele, există nenumărate cazuri, spre să nu le menționez eu, de operatorii care abuzează de consumatori într-un mod absolut rund când vine vorba de extinderi de rețele. Adică nu vorbim de 2 ani, vorbim de vreo 5 ani de zile cu 10.000 de euro plătiți. Umflate de 10-100 de ori, 200 de ori, autoritate care ar trebui să controleze aceste aspecte și hai să fim realiști, nu au fost în stare niciodată să controleze aceste aspecte. Chiar au controlat și au dat decizia că n-au ce să facă, să meargă în instanță. De acord, dar atunci vine întrebarea naturală. Luând considerare că cel puțin jumătate din legislația scoasă de autoritate este prea puțin spus discutabilă și în multe zone chiar contrară la legislației europene, care apropo primează. De ce aș avea vreodată încredere în Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, că ar fi în stare să utilizeze un fond într-un scop util? Că vorbim de niște sute de milioane de lei sau de euro, sincer, chiar nu știu care dimensiunea, care autoritatea trebuie să-i direcționeze pentru extinderi de rețele. Nu m-ar mira din 100 de milioane de euro să branșăm 10 clienți și gata, s-au terminat bani. Sincer. Deci care este... Cu ce poți să lucrezi pe autoritate? În primul rând puteți să vă aduce niște experți la autoritate. Da. De unde? Ca să-l completez pe Mihai într-un mod frumos. Da. Să punem niște oameni care au habar despre ceea ce se face. Despre ceea ce facem. Te rog. De ce mai facem gheserile și nu facem liberalizarea dintr-o dată? Dacă îmi permite să fiu ironic, e precum vânătorul începător care și-a luat un cățel în pui, câine de vânătoare, era milă să-i taie coada dintr-una și atunci îi tăia în fiecare săptămână câte un inci. Din același motiv face și la. Pe bune. Modul de a realiza reglementările și legislația în energie și gaze e falimentar. În 2004, în 2005, e falimentar. Nu mai trebuie lăsat. Așa, doamna Alexandra, încărcată noastră de client, din acești 2% pe care ANRE a încasat anul acesta, are prin legea de înființare, organizare și funcționare, are obligația să vă informeze și să vă educe asupra modalităților corecte de achiziționare din piață. Încercați ca supraconsumator să comunicați cu cei mai mulți dintre furnizori într-un mod echitabil și corect. Vă doresc mult succes. Păi nu, sunt de partea noastră și vă susțin poziția, da? Deci de asta nu și cred. Și mă referam la plafonarea prețului. Da, doamna dragă, vă cred. Orice mesaj de genul acesta, mai ales după un an dureros care a fost, de la Crăciun, la Crăciun, orice mesaj de genul acesta, că se mai poate, da? Că se mai poate menține, că mai este justificată un check price, un gas release, nu este benefică. Trebuie să ne concentrăm pe identificarea barierelor majore, lipsă de capacități, lipsă de sprijin real pentru producătorii care au început deja zamită, deci care stau la poartă și nici nu mai intră în țară. Da? Eliminarea obligațiilor de tranzacționare pe bursă. Total. Da? Acele tranzacții să vină benevoli. Așa se creează lichiditatea. Da? Eliminarea obligațiilor de înmagazinare.
Și cum s-ar asigura asta transparentizarea procesului? Tot. Exact cum se realizează în Ungaria, de exemplu, în Germania, de exemplu, în Olanda, de exemplu, în Marea Britanie, fără obligații. Piața cere, piața oferă. În momentul în care există obligații, se creează disfuncții. Nu, aici te completez și cred că pe lângă cele două instituții ale cererii și ofertei e nevoie de instituții. Deci consider că instituții puternice de protecția consumatorului, de anchetare a concurenței sau de validare a concurenței, instituții puternice și reale de supervizare a pieței, așa cum am spus, sunt absolut necesare și ele sunt la un nivel foarte puternic în țările în care au fost de așa natură încât să nu te trezim că Consiliul Concurenței începe o anchetă la 10 ani după ce s-a derulat fapta. Pentru că este irelevant. Scopul principal este de a preveni. Ăsta este scopul principal al oricărei acțiuni. Ori aceste instituții ar trebui să-și facă acest job în România, de a preveni. Și dacă o plângere a unui consumator ajunge la Consiliul Concurenței, la Autoritatea de Protecție a Consumatorului, să nu vină autoritatea să spună, domnule, eu nu am competență. Trebuie să o dau la ANR. Dar știți, ANR, eu nu mă de fapt pe protecția consumatorului, că eu numai până aici. Dar nu e la mine, iau tu înapoi și uite așa nimeni nu se uită pe nimic. Nu. Deci trebuie să am niște instituții care să-și facă treaba. Și atunci lucrurile încep să meargă. Nu vin și inventez eu niște mecanisme înlocuind mecanismele naturale care sunt pe piață. Da, scuze. Da, te rog. Bună ziua, Victor Manoliu, sunt de la NG România. Ca o completare, două observații legate de ce nu se dereglementează complet piața de la 1 aprilie 2020. Am luat parte la câteva din discuțiile în urma care a fost creat un proiect de lege pentru... Mai bună amore la faptul că te luau. Ai evitat pentru și discuțiile Comisiei Europene. Pare rău, momentan, prețul final, la prețul la consumatorul final e într-adevăr undeva pe la 130 ceva, o până la 150 ceva, în funcție de zonă de regiune. Deci un preț în care 68 de lei referința de bază, de moleculă de gaze, e cel mult jumătate. Prin urmare, dacă e să ținem cont de ce indicativ de preț avem pentru 1 aprilie 2020, în momentul ăsta e... Plecați! Toate celelalte. Aș vrea să... Da, vă rog. În momentul ăsta, la 1 aprilie, din ce mi-aduc aminte, era prețul undeva pe la 115. Deci, dacă ar fi să facem o diferență, într-adevăr, prețul final de la 1 aprilie ar trebui să urce destul de mult. Nu pot să dau acum un procentaj, că nu știu dacă o să fie exact atât. Dar nu mă aștept ca prețul să coboare radical de la 115 până la 1 aprilie, mai ales dacă o să fie și o iarnă friguroasă. Deci, nu știu exact în fine. Iar dacă există vreun, acum strict ca observație, personal știu că reprezintă NG, dar mă gândesc că genul de lider, de om politic care și-ar asuma o asemenea măsură, probabil că e genul de om politic care a inspirat toată povestea cu dereglementarea în Marea Britanie și anume Margaret Thatcher. Oricât mi-aș dori să avem un asemenea lider, nu știu dacă există în momentul ăsta un asemenea lider la noi. Și într-adevăr, nu vreau să spun că nu ne dorim dereglementarea sau nu ar fi mai bine sau nu ar fi mai ușor, dar pur și simplu e vorba de acel preț final și de evoluția lui în funcție de ce decizii se iau. Da, mulțumesc. Mr. Neil? Just a discussion about the price, but first of all, I think your company like NG or E.ON or the main suppliers should not support Romanian to be continue EU infringement. I think you have to be careful what you say about Romania keeping to stay in infringement with EU, so not to apply European directive. I didn't say that. No, but I just said how we elaborated the document and how you supported 114. So that's just a comment. And so we're supporting 114.
So that's the first point. In terms of the gas price, I think what I've heard now is exactly the same thing than last year. When the Russian gas price was 120, we decided that, okay, the price will increase for everybody and we should force the suppliers, the producer, to sell at 68. But it was a winter price for small quantity, and then we take a measure, we affect 80% of the gas production. I mean, that's really nonsense. And I think we have to be careful when you talk about price quantity and what has impact on the market. The price you mentioned, 115, we are in a context where very little liquidity, because the producer has to sell to the household market, has to produce electricity with gas. So there's very little left from the producer to sell on the market. And little interconnection, so very few interconnection available. So what the price you are talking about now is not the price if you liberalize the market, because then the producer have a large quantity of gas they can put on the market. And you have an increase of interconnection by 5 times next year. You know, and it's not based on the construction of new pipe. It's just because you just have to sign interconnection agreement. You know, you can increase from 3 BCM the interconnection between Bulgaria and Romania, and that's not two contracts to sign. There's nothing else to do. We have no way of knowing that will happen. Well, why it should not happen? I think that's the question, is why it should not happen. And why the producer should, again, take the burden on something which is interconnection that should be just open. And I don't talk about investment, I talk about interconnection agreement. The compressor station is built, is financed by the EU and the body shore. The compressor station will be there to be able to have 1.5 BCM to Bulgaria. So it's there. You just need to have the capacity product from the transport company available on the platform. But that's, you know, not too much to do. So I think to say that we have to continue one more year to subsidize some customers, we don't know which customer anymore now, but let's say some customers, and not to apply in the gas market, I think it's really not a good idea for Romania. Again, I don't talk about the producer, because for Romania, the business customers will suffer from that, and again, another year. Aura, te rog. Victor, la începutul anilor 2000, Belgia și-a liberalizat piața de gaze. Și în Valonia au menținut prețurile reglementate. În Flandra au dereglementat prețurile. S-a observat că în momentul în care s-a dereglementat prețul în Flandra, a crescut puțin, după care a început să scadă. Pe când în Valonia a rămas crescut. Îți trimit studiul să-l vezi. Ce interconexiune are Belgia? Bine, sigur, Belgia are interconexiuni, Belgia a avut acces la prețurile, la gazele probabil care veneau din Marea Nord. Din Marea Nordului. Exact, exact. Dar oricum, faptul că în Valonia au rămas prețurile crescute, iar în Flandra au scăzut, arată totuși ceva, nu? Arată faptul că, într-adevăr, prin concurență, prețul ajunge să se echilibreze. Eu nu zic că neapărat prețul va scădea, pentru că e imposibil. Piața merge și sus și jos. Și asta este un risc pe care toți trebuie să ni-l asumăm, nu? Dar concurența garantează, sau în teorie o concurență care este bine implementată, ar trebui să aducă un preț scăzut. Mai puțin. Trading între producători și furnizori și între furnizori. După aceea, dacă e vorba de consumatorul final... Bine, acolo intervin taxe. Tarife. Mă refer și la prețul gazului. Mai puțin. Domnul Cionga avea o primă intervenție și... Este puțin diferit dacă dă și aude marșul pe acest Da, ok, atunci vă rog. Răzvan Greco, NG România. Prima remarcă este că NG România nu a susținut niciodată ordonanța 114. Am fost extrem de surprinși, ca și toată lumea din piață, de anunțarea acestei intenții în decembrie 2018. În al doilea rând, îmi place oarecum lejeritatea de a vorbi despre cerere și ofertă într-o piață care este total neinterconectată aproape și există o singură sursă de import. Și în al doilea rând, într-o piață în care avem un duopol, în partea de upstream și care
poate prin tactici comerciale să aibă o influență majoră asupra prețului. De exemplu, dacă mi-aduc aminte, în vara anului trecut, între mai și septembrie, nu a fost nicio tranzacție wholesale pe part în piața românească, da? Într-o perioadă în care prețurile tradiționale sunt foarte jos. Vreți să mai repetați o dată, vă rog? Deci, dacă țin minte, în mai, în perioada mai 2018, da. Așa. Nu au fost, dacă nu mă înșel, da. Ok, puteți să-mi spuneți? Ok. Dacă aveți studiul Emerton, poate punem graficul acolo să vedem exact, da? Nu vă supărați, da? Nu înseamnă că nu s-a uitat unde trebuie. Era 2019 cumva? Mai e altceva. E altceva. Ok. E altceva. Scuzați. Păi apăruse deja 114. Am înțeles, exact. Într-o piață extrem de dinamică, nu există 4 luni de zile nicio tranzacție wholesale și vorbim de lichiditate. Bun. Asta este o altă problemă. Era luată obligația pe... Florine, să termine și după aceea îți dau voie. Totuși despre o piață, da, care ar trebui să funcționeze și care este conform cererii și ofertei. Da? Astea sunt paradigmele din care am vorbit până acum. Al treia remarcă pe care vreau să o fac este apelul la o istorie recentă. În momentul în care noi am liberalizat piața wholesale în 2017, prețul reglementat ultim era 66 de lei. În a doua zi, da, prețul wholesale a sărit la 75, dacă nu mă înșel. Da? Iar în câteva luni de zile, prețul a ajuns la aproximativ 100 de lei în acel moment. Anul trecut, în decembrie, noiembrie, prețul wholesale era de 115-120 de lei. Deci, ca să vorbim despre faptul că avem o influență atât de mare a unui act normativ, care este prost, putem cădea de acord asupra acestui. Asupra unui preț, care înainte de aprobarea, în aceeași perioadă de timp era la același nivel, este oarecum o încercare să ducem discuția într-o poziție care ne convine, dar nu este exactă, corectă în relație cu faptele care s-au întâmplat și pe care le putem verifica ușor. Da, te rog. Just do you, so NGs, ah, sorry, Mr. Study, is what you say? No? No, I just said that we can look there to see. Are you supporting the Emerton study recommendation? Yes or no? No, we don't support anything. Okay, so you don't support liberalization of gas market. Thank you. The question is whether I support or not a third party and a consultant. Sorry, it's not the right question to address to me. Okay, haideți să continuăm, vă rog. Puțină claritate în discursul domnului de la ENGIE. Având în vedere schimbările legislative induse de 114 în perioada de primăvară a anului 2019, era de așteptat să nu fie foarte multe tranzacții, având în vedere că urma aplicarea unor reglementări de care nimeni nu știa cum se vor aplica. Unul la mână. Bun, da. Doi la mână. Majoritatea cantităților pentru perioada de iarnă 2018-2019 erau deja contractate. Astfel că pentru perioada următoare de livrare ar fi trebuit să aibă loc atunci tranzacții. Perioada următoare de livrare care era direct afectată de schimbările legislative. Altfel, văd că se pune foarte, foarte mare accent pe conjunctura prețului. Conjunctura prețului reprezintă un non-factor. Conjunctura prețului este unul care se schimbă de la o zi la alta, se schimbă de la o lună la alta. Există o anumită sezonalitate a prețului din România pe care toți o știm. Faptul că prețurile cresc de la 80 la 100 în timpul iernii nu e nicio mirare pentru nimeni. Faptul că aceste reglementări date peste noapte, cum a fost 114, duc la o influență și mai dramatică asupra prețului este de îngrijorare. Altfel, oportunitatea prețului în România vis-a-vis de celelalte state europene ține strict de interconectare și aici îmi cer scuze, dar domnul de la Petrom are foarte mare dreptate. Oportunitatea noastră de a crea interconectări și de a viza fluxurile bidirecționare cu statele membre, statele adiacente, va crea stabilitatea prețului și nu reglementarea excesivă. Dacă vom avea în continuare această mentalitate locală, strict zonală de insulă, într-un stat
într-o zonă în care tendința europeană este de liberalizare și de descentralizare, vom suferi în continuare ca și până acum, cu cele mai mari prețuri din Europa, cu cele mai puține oportunități de interconectare. Cu cele mai bune soluții. Și gazele vor exista în continuare și cele mai puține investiții. Sunt total de acord cu dumneavoastră cu ce a spus. Sunt total de acord cu dumneavoastră și nu am niciun fel de comentariu, o replică negativă la ceea ce spuneți. Singura problemă pe care o am este de a vorbi astăzi de o piață wholesale, care este funcțională, în contextul în care spuneți dumneavoastră că prețul poate sări într-o zi cu 20-30 de lei, scuzați-mă, dar este complet în contradicție cu ceea ce înseamnă lichiditatea unei piețe următoare în oriunde în această Europa, da? Dacă eu nu am acces, dacă... Deci haideți că nu vreau să, deci mai puțin eu conduc aici, deci am rugămintea să mă ascultați. Central market obligation doesn't work. And a method study, if you read it, I'm not sure you read it, say that you have to change this market and to introduce new functions. And we are working, we continue to work with the regulator on that. We are pushing that, right? And I will welcome if other main suppliers will go in the same direction instead of asking for a cap. Vreau să vă zic, deci nu vreau să ajungem la niște dezbateri personale sau, mă rog, interpersonale. Dacă aveți astfel de dezbateri, vă rog să ieșiți pe coridor la o cafea și să le duceți mai departe. Vreau să avem o discuție care să ducă undeva și mai ales într-un loc bun. Și mai ales nu vreau să lucrăm pe jumătăți de măsură, adică că a fost două luni, că a fost vara, că a fost, ci să vedem în ansamblu problemele cu bunele și cu relele. Ceea ce pot să trag eu implicit, că atât ONU cât și NGO este cel care nu a fost de acord de 114, dar o iubește de nu se poate în momentul de față. Și cu o chestie asta, ca să mai discutăm după aceea, vă dau, o să am rugămintea la colege să pună materialul meu și să meargă direct la ultimele două slide-uri ca să discutăm pe niște date concrete, nu pe amintiri, nu pe alte lucruri. Datele sunt din BRM, pentru că, din punctul meu de vedere, este singura instituție care are o continuitate și nu discutăm de niște elemente întâmplătoare și în România, cum nimic nu e întâmplător, au multe covalențe în spate aceste tranzacții care s-au făcut. Și deci rugămintea mea să mergem la penultimul slide. Ok, ăsta, înapoi, te rog. Ok. Deci, ce s-a întâmplat anul ăsta? Prețuri BRM, CEGH, ca să avem un preț indicativ, deci nu o referință, și ce s-a întâmplat cu prețul importului în România, cu o prognoză, ținând seama de, hai să zicem, tranzacțiile care s-au făcut acum cu bătaie până la sfârșitul anului în continuare. Deci primul lucru concret ce s-a întâmplat este că s-au plătit cu 23%, cu 20% mai mult pe gazele import decât era normal. Deci s-a plătit cu 23% decât era normal. Asta e primul lucru. Cine a plătit asta? Au plătit Alexandra, au plătit firma ei, am plătit noi toți. Deci asta e prima concluzie concretă. Al doilea slide, te rog. Sau, mă rog, ultimul slide. Deci ce s-a întâmplat în 2019-2018, ca să discutăm pe chestii concrete. Preț mediu ponderat, ținând seama inclusiv de prezența gazelor pentru rezidențiali, atât în 2018 cât și în 2019. Deci cel 68 de lei mult estimat. Pe concluzia prima este că, pe final de an, cu estimările pe care le-am făcut noi, avem o creștere de 8%. Deci marea protecție care ne oferă astăzi, onorant cei care au gândit 114, se termină la sfârșitul anului, în baza prognozelor, cu o creștere de 8%. Cu 33% pentru non-rezidențial, iată că îmi confirma Valentin exact chestia asta, eu am, fără să discut, am picat pe treaba asta, și cu o scădere cu 5% la populație. 5% la populație. Iată marele, ca să nu vorbim aici de inflații, de curs valutar, de dobânzi, de tot ce înseamnă elementele de care noi sperăm să nu apară. Dar ele sunt deja. Puiu, atenție, 5% populație care a beneficiat între mai... Corect! Și perioada de reglementare de... De non-consum, practic, da? Când non-rezidențialul... Deci, de aia zic, hai să discutăm pe chestii concrete. Nu pe că a fost o lună foarte mare, că a fost... Nu, asta e realitatea. Asta e realitatea. Și aia e realitatea, domnule. Păi nu, dar asta e... care nu funcționează. Eu nu zic că nu funcționează, dar ideea este că nu o faci funcțională, nu o faci funcțională din birou. Nu o să o faci funcțională din birou. Și cu DTF unde
Nu, nu, nu. Deci m-am corectat, am zis prețuri indicative. Prețuri indicative. Da, te rog. Scuze, Alexandra. Foarte bune graficele și aș ruga un pic întoarcerea la prim. Și eu la dinainte. A se observa o corelație foarte interesantă între prețul de import și prețul extern de la CEC, având în vedere curba asemănătoare. Și aș dori să evidențiez faptul că datorită discrepanței dintre prețul de intern și prețul de import, și capacitățile reprezintă o mare parte din acel 23%. Costul capacității de intrare, datorită faptului că a fost 7-1. O mare bătaie, corect, pentru o piață de desfacere foarte bună ca preț, cum a fost România. Corect. A dus la un cost al capacităților de 4-5 ori și chiar mai bine. 7 ori chiar. A fost înainte. Reflectate în preț. Faptul că producția internă a fost la nivelul care a fost datorat OUG-114 pe care a inclus peste jumătate din producția internă să se vândă la preț cap, a dus la această concurență oarecum neloială, să zicem. Dar convergența de acolo. Alexandra, te rog. Întrebarea a fost cândva în trecut prețul nostru de import la nivelul celui de pe CEGH? A fost un... Da, bineînțeles. Da. A fost, poate să fie, poate să nu fie. Pot să vă aduc la cunoștință elementele din 2016-2017, când se discuta despre liberalizare completă, tocmai datorită acestei convergențe. Da, scuze, domnul Cionga, vă rog. Domnul Victor Cionga, consultant. Aș vrea doar să ridic o problemă care iese un pic în afara discuțiilor de acum și vreau să vă propun dumneavoastră, domnul Chisătuță. Și anume, se tot vorbește, sau factorul politic a vorbit foarte mult de faptul că dacă s-ar extrage gaze din Marea Neagră, atunci ar trebui, ar pleca din țară. Și s-ar duce, în special, dacă nu mă înșel, către Ungaria. După cum știți, MOL-ul construiește un nou combinat care îi costă 1,2 sau 1,6 miliarde dolari. O propunere pe care vă invit să o analizați și să vedem dacă este fezabilă, este de a invita entități străine împreună cu Romgaz și Transgaz, care aveau un interes, de construcția unui combinat modern de folosire a gazului, la o valoare adăugată mai mare, mai ales că dumneavoastră spuneți că în 2030 Comunitatea Europeană s-ar putea să pună bariere cu privire la arderea gazului în centrale de producere a energiei electrice. Ce vreau să spun este că industria petrochimică, și domnul ministru să fie mai bine ca mine, a trecut după o transformare explozivă în ultimii 15 ani în Asia, trece printr-o nevoie de retehnologizare, care pleacă și de la un fapt pe care îl știm toți, și anume înainte folosirea plasticului era liniară, adică luai, îl foloseai, îl aruncai, și acum trebuie trecut către o folosire ciclică, pentru că problema devine din cauza poluării masiv importantă. Și vreau să dau două exemple, în afară de mult pe care l-am menționat, este modernizarea de la Borșochem, care a chinezilor de la Vanhua. Sunt câteva firme care probabil ar putea fi interesate de o colaborare. Mi se pare că a construi un combinat numai cu resurse proprii în România nu mai este fezabil și trebuie să apelezi la entități străine care să faci joint venture și să dai proiectul de, așa cum a făcut MOL-ul la Thyssen, să dai cuiva care știe să facă un proiect, renunțând la niște ego-uri inutile sau la politizarea lui. E o invitație pentru noastră, pentru că sunteți specialist, să gândiți această chestie și să vedem dacă se poate propune factorul politic după noiembrie oricum. Da, mulțumesc mult. Poate că o combinație între două propuneri care au venit de la doi vecini de scaun, și anume dumneavoastră și domnul Dumitrașcu, cei 2% pe care ANR-ul i-a colectat timp de un an de zile și respectiv un potențial mare de resursă financiară, printr-o investiție a statului, deci folosind acești 2%, nu prin zeci de branșamente, ci folosiți într-o astfel de investiție, ai avea și sursa, ai avea și motivația, pentru că...
Nu știu, e o idee care poate merită analizată în viitor. Vă mulțumesc mult pentru intervenție, e o propunere interesantă. Mulțumesc mult. Vă rog. Talk about now change of hat. We talk about OMV, OMV Petrom. We are investing in petrochemicals, hundreds of millions of euros in the next 5 years. So we are in all the raffinery in country, including Petrobras. There is a major investment ongoing for petchem, for petrochemicals, to transform our raffinery to produce new products. So that's is also a plan for Romania. Deci vedeți, deja a prins contul propunerea noastră. Do you have MDI and TDI in plan to produce the MDI and TDI? We will. Da, deci până la urmă avem totuși, putem să spunem acum că ne apropiem cu pași grăbiți de final, că avem un element pozitiv, un rezultat al acestei întâlniri. Nu, glumeam. Bun, mai sunt câteva minute pe care le avem la dispoziție. O să o rog și pe Adina, înainte să mă oprez eu, nu neapărat în momentul ăsta, dar o să rog și pe ea să aibă o scurtă intervenție. Dacă mai sunt alte elemente pe care considerați că trebuie să le ridicăm, să le discutăm. Vă rog. Aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor pentru participare și aș vrea să mulțumesc partenerilor pentru că nu ar fi fost posibil să organizăm evenimentul fără ei. Federația Patronală Petrol și Gaze, Metromânia Energy, Transgaz, OMV Petrom, E.ON, Carmezo Agro România, Romgaz, Leer Brixton, Support Book Media și parteneri Media Focus Energetic, Agile Press, Invest Energy și The Diplomat Bucharest. În programul pe care l-ați primit aveți la final un formular de feedback. Ne-ar interesa să știm ce părere aveți despre evenimentul nostru ca să știm ce avem de îmbunătățit pe viitor. Mulțumim și vă mai invităm și cu alte ocazii. Și eu vreau să vă mulțumesc. Sper că dezbaterea a reușit să stârnească suficientă pasiune. Sper că elementele care au fost scoase aici vor avea și un oarecare drum pozitiv în viitor. Și vreau să vă mulțumesc, dar în ultimul rând, mai ales pentru ziariști, aș vrea să fac o precizare și o completare. Cred că domnul Dumbrăveanu nu se referea atunci când Comisia Europeană a spus că acceptă o amânare de 3 luni, se referea la faptul că Comisia va analiza în următoarele 3 luni documentul, urmând să se pronunțe. E o diferență foarte mare de nuanță și ca atare cred că e importantă. Asta nu înseamnă totuși că mai avem noi România ca țară la dispoziție 3 luni cât analizăm. Bine, implicit le avem, dar asta nu înseamnă că s-a acceptat. Deci s-a acceptat? Îmi spune că da, domnule, deja am citit documentul și sunt de acord cu tine. Faptul că îl iau și, în general, procedura de analiză este de 3 luni de zile, e cu totul și cu totul altceva. Mulțumesc mult încă o dată!